Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii, alături de oameni faini și dragi inimii mele, oameni diferiți. Ceea ce îmi doresc foarte mult să ilustrez prin acest podcast sau această emisiune este faptul că Dumnezeu există. Și Dumnezeu nu numai că există, El și astăzi transformă și schimbă viețile oamenilor. Și astăzi vă promit că veți avea parte de un episod deosebit, pentru că l-am ca invitat pe tatăl meu, Tinel Baciu. Tata, bine ai venit! Bine te-am găsit, Andrei! Dumnezeu să te binecuvinteze. Cum ești, cum te simți? Mă simt incredibil. Deci nici nu vin să mai imaginez că am venit la emisiunea ta. Cum a fost drumul de la Iași până la Cluj? A fost bun, slavă Domnului. Da. Foarte bine, înțeleg. Scuze-mă, dăm voi acum să spun, bunicule, cum este să fii bunic? Azi am jucat puțin fotbal cu nepoțelul. Cum te simți? Îți doresc să ajung să fii bunic. Este extraordinar. Când vezi într-un fel că te întâlnești cu băiatul băiatului tău și faci o rugăciune, spui, Doamne, generații de generații fie binecuvântate de Tine. Ce fain! Obișnuiesc la podcastul De Vorbă să pun următoarea întrebare. Să spunem că cineva ajunge acum pe emisiunea noastră. Cum te-ai descrie tu, Tinel Baciu, în 2-3 idei? Un om simplu, dar care își iubește semenii. Ce fain. Nu am avut pe nimeni până acum care să spună lucrul ăsta, deci ești primul. E foarte interesant că eu, fiind fiul tău, la fiecare invitat fac câte o introducere. Și hai să spun cum te-am văzut eu pe tine, s-ar putea să ai emoții aici, dar asta mă gândesc. Cu siguranță am emoții. Crede-mă, e de bine. Poate unii te cunosc ca un fotbalist, un fost fotbalist. Poate alții te cunosc ca un păstor care predică frumos, de care sunt întăriți, din mesajele tale. Poate alții te cunosc ca managerul unei fundații non-profit care are grijă de orfani. Dar eu te cunosc pe tine ca omul din spatele cortinei. Foarte interesant lucrul ăsta. Eu am avut ocazia să văd pe anumiți oameni care te apreciază pe tine, am avut ocazia să aud pe unii oameni care spun lucruri frumoase față de tine, dar ei te-au văzut pe scenă. Că, vai, ce cuvânt frumos a avut tatăl tău la biserică. Vai, ce fotbalist, ce fain a jucat, nu știu cum. Dar a fost un eveniment și prin evenimentul ăsta aș vrea să te descriu. Ca familie, la un moment dat, eram în pat dimineața și primesc un telefon. Andrei, hai de urgență la spital. Tatăl tău a căzut de pe clădire și este dus la spital. Nu mai țin minte etajul, nu vreau să spun. Ori era etajul 1, ori era etajul 2, dar era clar că trebuia să pleci în veșnicie. Și ai avut terfelit piciorul drept, mâna dreaptă ruptă, o trebuie să te ducem cu căruțul, câteodată te căram de la parter până la etajul 4, purtai cârji, totul foarte, foarte greu. Și eu eram foarte nervos în perioada aia, am zis, Doamne, dacă Tu ne iubești, dacă Tu existi, de ce leși suferința asta în viața noastră? Până când într-o noapte, la ora 2, m-am trezit să mă duc la baie și am văzut lumina în sufrageria aprinsă și am zis, bă, iarăși, uitat părinții mei becul aprins. Și m-am să-l închid. Imaginea aia mi-a rămas toată viața mea și până am să plec la Domnul, am să mi-o repet. L-am văzut pe tatăl meu, adică te-am văzut pe tine, habar n-aveai că mă uitam la tine, te-am văzut în genunchi, te-am văzut cu gipsul și te-am văzut cu o mână cum stăteai pe cârjă și te rugai lui Dumnezeu. Dacă este un lucru, tata, care îl apreciez la tine, și asta vreau să o știi din toată inima mea, este că de fiecare dată omul din spatele cortinei a fost la fel ca omul de pe scenă. Nu vorbeai într-un fel față de alți oameni. În momentele în care mie mi-a fost în viață cel mai greu, am avut un număr pe care să plâng, am avut un prieten și poate devine acum foarte emoționant așa, dar dacă astăzi eu sunt în Dumnezeu și dacă astăzi eu cred în Dumnezeu și nimeni nu poate să-mi schimbe convingerea asta, este datorită ție. Dacă eu m-am întors la Domnul și acum sunt pocăit, cum îmi place să spun, sau cred în Dumnezeu, sunt creștin practicant, este datorită faptului că tu m-ai ascultat, datorită faptului că tu mi-ai luat Biblia, ai avut răbdare cu mine, mi-ai spus toate lucrurile și toată asta este descrierea pe care eu ți-aș face. Vreau să știi că te iubesc foarte mult. Și în final vreau să povestim despre câteva lucruri din viața ta. Cred că Dumnezeu vrea să-și întărească mărturia cu povestea pe care El ți-o dat-o. Cum, povestește puțin despre trecutul tău. Cine a fost Tinel Baciu sau Constantin Baciu, că ăsta a fost numele tău în trecut? Da,
tinel, așa mi-a spus, acasă, tinel m-a știut la școală, tinel m-a știut la fotbal, tinel m-a știut în facultate, tinel, deci dacă spui Constantin Baci, nu-i no name. Spuneam cu un om simplu, deci un copil care am crescut în Iași, în care datorită părinților, uitându-se în cartier și văzând că totuși suntem dăruiți, și eu și fratele meu, unul cu basketul, unul cu fotbalul, mama s-a uitat în cartier și a zis, dacă eu copii am să-i lăs în cartier cu anturajul care există, deși jucau fotbal sau basket, îi pierd. Și atunci, dacă zic că toți suntem în orașul Iași și într-un loc binecuvântat în care se poate face, îmbina foarte bine talentul cu plăcerea, dar și cu profesionalismul, s-au hotărât să mă dea la echipa Poltenicii. Și atunci asta a fost traseul. Fotbal, fotbal, fotbal și fericirea mea trebuia să depindă numai de fotbal. Având în vedere că eram într-un vremea Partidului Comunist, nu prea aveai posibilități de a fi fericit, dar eu nu știam traseul foarte clar. Să mă duc la Pitici, la Politehnica, să mă duc după aia la copii, să mă duc la juniori, să mă duc la republicani, să mă duc la tinereți, să mă duc la echipa mare. Și asta mi-a fost traseul și viața mea a fost în jurul fotbalului și fericirii care o aducea fotbalul, relații și toate celelalte. Aș putea spune aici, pentru că e vorba despre bunicii mei și cunosc contextul, deci niște părinți care v-au iubit foarte mult și niște părinți care și-au dat cei mai bun din ei ca pentru educația voastră, pentru ca să nu pierdeți vremea, oameni morali, oameni care v-au învățat conduita, cum să te porți în societate și așa mai departe. Aici am vrut să te întreb, cum a fost viața de fotbalist de la început? Talent ai avut, o confirmat, bine, părinții și-au dorit să fii fotbalist, că era ceva mare vremea asta, dar cei care te-au văzut, povestește puțin așa traiectoria ta ca sportiv. Deci, simplu, deci mi-a plăcut fotbalul și așa să spunem că eram un băiat cu minte și un băiat serios și am căpătat trecere înainte unui antrenor, unul altul, m-au promovat, am fost acceptat în echipă, că e foarte important să fii acceptat de către anturaj. Nu ți ascund că faptul că eu am jucat fundaș central, câteodată jucam și mijlocaș la închideri, dar dintr-o dată, într-o vară m-am lungit dintr-o dată și mi-au zis, nu mai poți mai jos, ce-ți plăcea ție, la școala generală jucam atacant, vârf și aveam ceva goluri, dar lungindu-mă dintr-o dată nu mai am avut nici viteza, nici abilitatea, nici dexteritatea și am fost trecut pe, ca și fundaș dreapta întâi și pe aia fundaș central. Cam asta a fost, să spunem așa, și așa a făcut Dumnezeu ca să pot să ajung încet, încet pe tot traseul ăsta până la echipa mare și să joc în echipa Fanion a orașului, ceea ce era un lucru extraordinar. Da. În momentul în care ai ajuns la echipa Iașului, da, ați început să aveți fani, ați avut un anumit respect, simțeai ca om diferența dintre omul de rând și omul care e fotbalist, simțeai anumite privilegii? Da, privilegii erau foarte mari, dar părinții au avut grijă de mine să mă țină cu picioarele pământ, să-mi spună că tu nu ești numărul unu în cartier, tu ai grijă, tu ai avut, să spunem, posibilitatea asta ca să poți să vedem noi înainte unde să te dăm și trebuie să-ți faci treaba. Și niciodată nu m-am gândit că sunt deasupra celorlalți, dar diferența exista, da. Eram totuși în echipa orașului, totuși relațiile cele mai bune cu oamenii, na, comuniști fiind Partidul Comunist, oamenii care iubeau fotbalul, să vorbea despre fotbal, aveai posibilitatea să lucrezi altfel, să faci armata altfel, să pleci în străinătate altfel. Deci erau privilegii foarte, foarte mari. Și în momentul în care ai privilegiile așa foarte mari, mă gândesc că ca și om, se poate urca la un moment dat la cap. Când te-ai văzut înconjurat de așa de mulți oameni, partidul era de partea ta, aveai oameni care dădeau mâna, nu, atunci nu puteau să-și facă poze cu tine, dar un fotograf să-ți ceară sau... Cum a fost în momentul respectiv? Deci, vrei, nu vrei, faima ți se urcă la cap. Deci, poți să fii în același loc, același om și în același timp contează foarte mult pe cine velești. Faima ți se urcă la cap. Problema e dacă alături ai oameni care să te ajute să treci prin perioada asta. Bineînțeles că îmi doream foarte mult să fiu fericit și mă uitam în jur și fotbalistul era cel fericit. Da? Și fericirea la mine însemna în mod special să mă uit la
cum se îmbracă ei, care dintr-o dată aveau haine colorate, diferite de ceilalți, după aia să-i văd cu ghiuluri pe mână, să-i văd cu lanțul la mână, să-i văd cu dorințe împlinite, să-i văd că sunt băgați la facultate, să-i văd că se pot duce în afară, să pot să văd foarte multe lucruri care te amețeau. Și mai ales dacă erai și puțin talentat și mai prindeai vreun lot de junior, lotul național, dar cumva ziarul mai scria ceva despre tine, numai simpla bucurie că echipa mare te lua în cantonament. Aveam cantonamente de vară, de pregătiri la munte și cantonamente de ană. Și numai că spuneai, ei sunt fotbaliștii care vor reprezenta Iașul să ducă în cantonament. Și era o mândrie extraordinară, adică te simțeai foarte, foarte bine. După aia oamenii te întâlneau pe stradă, te salutau, Deci existau lucruri extraordinare care te puteau face să nu rămâi cu picioarele pe pământ. Și din nefericire au fost momente când m-a luat o razna, eu sau colegii mei. Asta este prima parte a medalii la care toți văd. Ne uităm la Ronaldo, ne uităm la Messi, vedem casele, mașinile lor, totul, faima, tot ce îți dorești să vezi lucrarea. Dar, de exemplu, când îl auzi pe unul ca Ronaldo că spune am toate casele astea, sunt cel mai vizualizat jucător de acum pe social media, sunt foarte bogat, regretul meu cel mai mare este că tatăl meu nu este în viață. Deci când auzi pe unul ca Cristiano Ronaldo că spune lucrul ăsta, spui, Doamne, eu mulțumesc Dumnezeu că te-a lăsat în viață. Te-aș întreba acum, care este reversul medalii? În ce sens? Faima ți se urcă la cap, vezi că ziarele scriu despre tine, vezi că oamenii te apreciază. Hai să vorbim puțin despre momentul cu vrăjitoarea. Ai ajuns să câștigi, să câștigi, să câștigi, la un moment dat, eu știu povestea, îți doreai ca mereu să câștigi și trebuia să faci și anumite lucruri. Întâi să spun despre tatăl meu. Sunt onorat, tata nu mai este în viață, dar în ultimele clipe ale vieții lui, el s-a oprit să asculte cuvântul lui Dumnezeu și cred că asta e cea mai mare bucurie a sufletului meu. Să cred din toată inima că într-o zi când voi fi dincolo în cer îl voi reîntâlni. Bucuria mea este foarte mare pentru că mama mea are 82 de ani, adică bunica ta. Străbunica lui Chris. Străbunica lui Chris și este, să spunem așa, este plină de suc și verde, da? Învață, memorează, recită, e plină de viață și părinții au fost lângă mine. Ce înseamnă a fost lângă mine, tata era la antrenamente, tata era la jocuri, tata mă încuraja, tata mă berfelea, tata mă îndrepta și am avut cumva, să spunem așa, pe cineva care să mă ajute, ceva să nu mă ajute ca să nu o iau, să nu iau raznă. Și asta am încercat și eu să fac cu tine și asta doresc ca tu să înveți să faci cu Chris și copiii care să ți dea Domnul. Sunt mai multe episoade, tu ai menționat doar de unul dintre ele. Vreau să vorbim despre toate, vreau să luăm pe rând. Da. Ăsta este unul dintre ele în care culoarea mea mă asociază cu, într-un fel cu țiganii, cu romii, dar în același timp devin foarte atractiv și într-un mod special când mergeam la antrenamente, știam că așa a pus bunica în mine. Bunica a fost cea care a fost cu mine atunci când bunicul meu a trecut dincolo și eu am fost foarte surprins. Am zis, cum omul ăsta atât de gospodar să treacă doar cu un costum și niște papuci lustruiți și cui rămâne moștenirea? Și atunci bunica mi-a spus că moștenirea noastră, să știi că este ce-o lăsa bunicul în familie, ca valori, dar mai avem și o moștenire pregătită de Dumnezeu în cer. Și atunci ea m-a învățat, prima care m-a învățat tatăl nostru, înger, îngerașul meu, și-a pus ceva și mi-a zis că ai grijă să te temi de Dumnezeu. Și cu asta am crescut, cu teama de Dumnezeu. Tu știi acum bine că orașul Iași are mitropolia. Și de fiecare dată, când mă duceam la antrenamente, treceam pe la mitropolie, acolo mă închinam, acolo aprindeam lumânarea, acolo mă apropiam de Dumnezeu și Domnul era cu mine. Numai că când treceam printr-un parc numit Parcul Victoria, la un moment dat acolo erau și țigănci care ghiceau. Și se apropiau de mine, așa făceam, atrăgeam lucrul ăsta, nu știu cum să spun, îl atrăgeam și mi-au spus, tu ești de-al nostru, ție îți ghicim gratis. Și atunci se apropiau, spuneam, nu, că eu nu cred în lucrurile astea și îmi luau în palma, le dădeam palma, îmi ghiceau, îmi spuneau de bine, îmi spuneau nu știu cum, dar mi-am dat seama că în mintea mea am zis, băi, cam merge credința în Dumnezeu și cam se amestecă și cu astea la alte, deci merge.
Și am început să cred lucrurile astea. Credeam și în Dumnezeu, dar în același timp și ce spuneau el. Ei, lucrul ăsta nu a fost foarte periculos pentru mine. De ce? A fost foarte periculos pentru că eram un tip, cum ți-am spus, un tip religios, dar un tip care nu-mi dădeam seama de pericolul care există când accepți în viața ta, conștient sau inconștient, să intri în contact cu ceea ce este rău. Și în mod special cu vrăjitori, cu ghicitori și cu lucruri cu lumea asta. Eram ca o oaie dusă la tăierii, habar n-aveam în ceea ce intram. Deci, pe bune, nu-i vrăjeală, te deschizi la o altă lume? Te deschizi la o altă lume în care, într-un fel, îți dă o împlinire. Exemplu, mi-aduc aminte de o fază când mi-au spus astăzi, mergi la stadion, ai să joci, fata cu ochii verzi, ai să dai gol, o să întâmpli toate foarte bine, Domnul e cu tine. M-am dus, m-am rugat și am zis, uite, așa se întâmplă. Am jucat prima repriză. Prima repriză am dat gol. Tu ca fundaș, și central, care fundaș central, am dat gol. Colegii de echipe mi-au dat chiar onoarea să bat penalti, să dau gol, 1-0. Și ziceam, aoleo, Domnul e cu mine. Și la stadionul mare, la Politehnica, de la vestiari la teren, se trece printr-un tunel. Și când am ieșit după pauză, în mintea mea au zis, păi fii atent, că uite, Dumnezeu e cu mine, dar văd că și duhul ăsta de-a vrăjitoarelor, văd că e supus. Uh-huh. Și am zis așa, ei, prima fază din repriza a doua. Dar ai văzut și fata cu ochii verzi, nu? Am văzut și fata cu ochii verzi, nu ideea de fata cu ochii verzi, ideea de, mi-am spus că merge și așa. Uh-huh. Și repriza a doua, când a început meciul efectiv, așa m-a lovit de tare un vârf, era mic de statură, el a făcut o mișcare care nu o faci de obicei. Vârful este o poziție de atacant. Poziție de atacant, eram fundaș central, na, păzeam și m-a lovit, a făcut o mișcare cum nu o face niciodată un fotbalist, să dea înapoi așa. De obicei, cei care sar la cap să lovească mingea își protejează partea din spate a capului, el a făcut tocmai invers. Eu am venit din față, atât. Pot să spun că este adevărat când spui că vezi stele verzi. Am căzut, stele verzi am văzut, am pus mâna aici, am văzut că este sânge și am auzit colegii care spun, vai de mine, își pierde ochiul. Am pus mâna aici și am văzut că e ceva desprins. Nu mai aduc aminte nimic, doar sirena, eram dus spre la urgențe, cei de alături spuneau, aveți grijă că e fotbalist, s-a sunat să facem tot ce se poate pentru el și în mintea mea au apărut niște cuvinte care nu le-am auzit niciodată, nu le-am citit în Scriptură, care după aceea le-am găsit. Să nu te duci la vrăjitori, să nu te duci la descântători, să te ții în totul totului tot de Domnul Dumnezeul tău. Ma. Și eram la operații, chirurgul spuneau, alții spuneau, hai să-l suturăm, hai să-l, cum să facem, dar nu se vadă și nu-și pierd ochiul și nu am mai știut nimica. Dar atunci am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, aș vrea așa de mult ca să nu-mi pierd ochiul, aș vrea așa de mult dacă mă ajut să trec prin situația asta, vreau să te iubesc, vreau să te cunosc, învață-mă, iartă-mă. Și am fost convins că ceea ce am făcut rău. Dacă te uiți la mine aici, vezi? Asta este. Da, asta, deci tu aici o cică pentru cei care nu văd, deci, o cică. Ochiul ăsta mi-a fost desprins tot, dus încoace și asta le spun tuturor și am avut ocazia să spun la sute de persoane când au zis, e adevărat, nu e adevărat și am zis, nu vă jucați. Dacă îl iubiți pe Domnul, iubiți-l din toată inima voastră, cu sufletul, cu cugetul, cu toate, dar nu vă jucați, nu intrați. Asta a fost unul dintre episoade. Am mai avut odată un coleg de-al meu care după ce o să vorbim probabil cu un alt moment după ce am devenit creștin. Da, da, da. Devenit creștin, colegul a zis, tineal, e foarte bine ce am făcut. Am studiat împreună, am citit, ne-am rugat și el am dat, spune, am ceva să spun. Și m-a dus într-o cameră separat și mi-a citit în cărți. Și mi-a zis că astăzi ești pe cai mari și nu știu cum. Și iar am dat-o. Și iar au trecut moartea pe lângă mine. Și am zis, Domnul mi-a zis, ai grijă, ai grijă ce faci. Deci, nu le-am făcut sfidător la adresa lui Dumnezeu, din ignoranță. Ignoranță, da. Dar, acum pot să spun, mare, mare, mare grijă.
ori ești cu Dumnezeu, ori îl iubești pe Dumnezeu, ori dacă nu ești împărtit și ai grijă spre ce te deschizi, pentru că mi-am dat seama că este o deschidere spre o lume spirituală, care de cele mai multe ori poate să fie o deschidere spre o lume spirituală care e malefică, dar foarte dăunătoare. Numai trupului, și sufletului și duhului, cum vrei tu. Deci, uite, o mică paranteză. Pentru tinerii care astăzi, de exemplu, se uită la filme horror, pentru tinerii care astăzi, în vremea când eu eram copil, am văzut multe femei care citeau, îmi scap acum, horoscopul. Vreau să te întreb, este o poveste de adormit copii sau chiar tu în momentul respectiv te deschizi la o altă lume? Ce încuraja pe cineva care spune, domnule, eu mă uit de fan la un film din ăsta horror, eu mă duc de fan la vrăjitoare, că e doar o experiență tare, să caută experiențele astea. Andrei, eu nu sunt specialist în asta și nici nu vreau să fiu specialist, eu doar vreau să fiu foarte sincer cu tine, cum am fost toată viața cu tine și să vă învăț pe voi, să vă învăț, pentru că am văzut în voi copii, am văzut soții, am văzut tații și am văzut și liderii de viitor. Și atâta vreau să spun. Vreau să spun din propria experiență. Și foarte important să nu mai descoperi roata, să vezi ce am făcut eu greșit, să spui să nu fac așa și să faci lucru bun. Și concluzia este următoarea. În liceu, da? Deci eu când am intrat la liceu, după ce am terminat școală generală bună, am intrat la un liceu foarte bun, mate, fizic, liceu național. Dar pentru că făceam sport și era sport de performanță și timpul nu-mi permitea, atunci m-am dus la un liceu sportiv. Din clasa, să dea examen, mă rog, în clasa 10, m-am dus la liceu sportiv. Și acolo eram noi de la Politehnica, dar mai erau și cei de la liceu sportiv. Ei, am avut un coleg care era foarte talentat. Foarte, un stângaci, stângaci de obicei sunt foarte greu de găsit, foarte talentat. Dar el făcea rost de casete video și după aia la cămin dădea câte un film. Și el era pasionat de filme de groază. Filme horror, da. Da, filme horror. Acum, când mă uit ce au pățit băiatul ăla, tot s-a uitat, s-a îmbolnăvit de inimă și el, cardiac, recunoscut toată viața. Nu era ăla care vă punea vouă accidente la fotbal? Nu, e un alt. Dar băiatul ăla și pasiunea lui sau plăcerea lui l-a transformat într-un om care e dependent și tot așa. Dar la unul dintre filme m-am uitat și eu și atât vreau să spun. Nu mi-aduc aminte nimic din filmele care le-am văzut, dar când mă sculam dimineața, mă trezeam obosit și era o imagine care o visam toată noaptea. Știi care era imaginea? Okay. Un robinet în care cineva deschide și în loc de apă curge sânge. Ei, chestia aia, o visam și o revisam și o revisam și eram obosit și eram înspăimântat și nu știam ce-i cu mine. De ce? Doar la un film văzut, o imagine care m-a urmărit și nu puteam să scap. Și le spuneam ăștia, ziceau, ai luat o rază. Și e un singur vis, un singur film. Nu e un singur film. Poate să fie o imagine care să fie atât, o amprentă atât de mare asupra ta și să nu poți să scapi. Și multe alte situații de genul ăsta. Foarte periculos. Pe vremea când eram inginer, facultate care am terminat în construcții și m-am dus. Asta e paradoxul, știi? Înveți în facultate cum să te folosești de apă și specializarea mea a fost izolații, hidroizolații, termoizolații, cum să scap de apă, știi? Experiența a fost extraordinară. Eram niște colegi foarte capabili și la un moment dat unul dintre ei spune, băi, lucrau la un ziar, anumit ziar acolo, mă rog, nu-i spunem numele, și ei făceau horoscopul. Și fiecare își venea și spunea, băi, azi ce le spunem la ăștia? Dar unii dintre ei erau inspirați că erau în lumea întunericului, cu tarotul, cu cărțile, cu nu știu cum. Și ei stăteau acolo, nu știu cu ce stăteau, și după aia veneau și spuneau ce se întâmplă dimineața. Și noi luam horoscopul și îl citeam. Păi azi o să meargă bine, nu o să meargă bine, ce o să se întâmple? Ei, problema este că sunt oameni astăzi, cum făceam și noi la început, când cred lucrurile astea. Și nu-ți dau seama că în spate ori o înșelătorie, ori de fapt sunt forțe ale întunericului cu care le conduce viața. Și cred lucrul ăsta, hai să vedem ce. Acum iau cafeaua și acum să citesc să văd ce mi se întâmplă. Foarte periculos și asta v-am învățat în familie. Rupe-o cu întunericul. Aveți grijă ce faceți. Lăsați lumina să vă pătrundă în mintea voastră, în inima voastră, sufletul vostru. Trimiteți, dați mai departe lumina. Că astea sunt lucruri adevărate. Nu vă jucați cu ele. Noi credem că suntem doar așa. E foarte important. Foarte important lucrul ăsta. Deci,
Îndemn din toată inima, pe voi, ca familia mea, pe cei care sunt prieteni, pe cei care ascultă, cei care sunt tineri, nu vă jucați cu focul. S-ar putea la început să nu se întâmple, dar vă ardeți și o să vă par rău. Mi-aduc aminte când eram copil, n-am să dau numele, dar era un film cu vrăjitorie și mi-a zis, în casa mea niciodată nu o să vedeți așa ceva. Eu fiind copil atunci, neștiind prin lucrurile astea prin care ai trecut, și acum, la vârsta pe care am, îți mulțumesc foarte mult că m-ai dus. Din contră, m-ai dus, cum spune în cuvântul Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu este o candelă, da? Este lumina, acolo găsești. Tu, Andrei și cu Timotei, cu băieții care Domnul îngăduit să ia în viață. Câți copii am fost? Pentru cei care nu te cunosc, povestește puțin de... Cât sunteți? 3, nu se știe. Da, 3 și poate, da. Cred că am fost mai mult. Pentru voi a fost o minune. Mama voastră, Lena, prea iubita mea soție, care o iubesc foarte mult, care Dumnezeu a lucrat prin ea în viața mea într-un mod incredibil. Și dacă sunt astăzi bărbatul care Dumnezeu l-a transformat într-un fel, este datorez 100% și soției mele, care iubesc foarte mult. Că au fost... o minune în sensul că ea nu putea să aibă copii și pentru că nu putea să aibă copii, am auzit lucrul ăsta, că îmi pare rău, tinel, mă iubești, dar tu îți dorești copii și eu nu pot să am copii. Și atunci, asta era o perioadă când m-am apucat de citit Scriptura și asta e important. Și la un moment dat am găsit un personaj, știi? Deci nu horoscopul, nu, un personaj în Biblie, Ezechia. Și într-un anumit moment al vieții lui, el a făcut o scrisoare către Dumnezeu și a zis, Doamne, uite-te. Și atunci lucrul l-am făcut și eu. Am luat o scrisoare și am început să scriu, Doamne, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, expeditorul și destinatarul. Și am spus ce vreau Dumnezeu. Și primul punct care l-am spus acolo, Doamne, aș vrea un băiat cu ochii albaștri, care să-l cheme Andrei, cel viteaz. Cel viteaz ca să-ți spună despre tine, să te mărturisească pe tine. Și am scris scrisoarea. Știi care a fost surpriza? Scrisoarea, ai văzut-o în bletecul, avem și acasă. Știi care a fost surpriza mare? Este că am confundat, am schimbat expeditorul cu destinatarul. De obicei, eu sunt cel care expediez și destinatarul e Dumnezeu. Da. Numai că noi am scris pe scrisoare exact invers. Expeditorul este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și destinatarul este Tinel și Elena Baciu. Și după aia mi-am dat seama, am greșit. Nu, dar asta e adevărul. Când noi facem o rugăciune, de fapt, eu cred că sunt expeditor, dar eu când am făcut rugăciune, de fapt, l-am invitat pe Dumnezeu să fie expeditorul și să dea ce este cel mai bine în lumina veșniciei. Și așa a apărut-o, Andrei. Dar vreau să spun că au fost situații și bucuria mare din prima, după o lună am aflat... În contextul în care doctorul a zis, da, că nu poate zis, să aibă copii. Ce formă, a zis, puteți să aveți orice, să bucuri soțul că sunteți frumoasă, că sunteți deșteaptă, orice, că dar sunteți credincioară, dar nu să aveți copii. Și asta a fost. Și domnul a fost bun. Asta. Da, domnul a fost bun. După aceea am pierdut gemeni, da? Gemeni de asta spun, cred în toată inima că sunt copiii noștri, sunt în cer, trimiși înainte. După aceea am avut o fetiță, Deborah, iarăși o minune cum a apărut, ne-am bucurat de ea, extraordinar, frumoasă, clănțată, nota 10, i-au dat toți medici, uite, nota 10, copil mustește de sănătate, dar la 9 luni și 11 zile, domnul hotărâ să o ia acasă. Iar după aia aici e altă poveste, nu știu că nu putem să discutăm, dar după povestea aia ne-am cerut Domnului îndurare, pentru că tu te duceai acasă, tu te duceai afară și toți copiii râdeau de tine că tu ești singur. Dacă eram într-un context în care copiii aveau copiii frați. Copiii aveau frați, da, și tu te duceai și tu vineai acasă și spuneai, de ce? Și tu te-ai început să te uiți la cer și ai început să spui așa, mie nu-mi place cerul. De ce Dumnezeu l-a luat-o pe Deborah în cer? Mie nu-mi place cerul. Și atunci am zis, Doamne, te rog, înlocuiește, mângâie inima lui Andrei, fă ceva. Și după un an, Dumnezeu a ascultat rugăciunea și l-a trimis pe Timotei. Fratele meu, prietenul meu cel mai bun, Timotei, mai mic decât mine cu 5 ani, o să povestesc mai încolo ce... cum l-a folosit Dumnezeu pe Timotei, deci, dar ca să păstrez asta, încheie și după asta. Ca să prind chestia, deci, cel puțin cât lumina, cât o avem noi, am 5 copii. 3 sunt înainte,
iar voi doi încă sunteți pe pământ și mă bucur de voi și să dea Domnul să văd numai copiii copiilor voștri. Iar pe toți copiii ăștia, cine-i învățat, că asta am vrut să spun? De mic am văzut cuvântul, de mic am văzut rugăciunea, lipsă de deschidere către lumea întunericului. Și acum vreau să fii atent la o chestie, este foarte important. Eu, știind povestea ta, îmi aduc aminte că erai în faimă, erai în culmea gloriei și are loc accidentul ăla. Și vreau acum să vorbim... Care dintre ele? Vreau să vorbim despre momentul în care... Nu accidentul cu ochi, vreau să vorbim despre accidentul care te-a dus la cuvântul lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Descrii puțin, că e foarte important piatra asta de aducere aminte. Deci, eu vreau să fiu foarte onest cu tine. Deci am fost un om care frecventam biserica, care nu am citit Scriptura, dar care am fost crescut în teamă de Domnul și în valori morale. Dar bâșbâiam. De ce? Și spun foarte clar. De ce bâșbâiam? Pentru că nu citisem cuvântul lui Dumnezeu niciodată. Totdeauna am avut intermediari. Ba trebuie să mă duc să-mi spună X, ba trebuie să-mi spună preotul, ba trebuie să văd imaginea de pe biserică. Deci am avut intermediari. Deci nu am avut acces, am fost ignorant. N-am luat cuvântul și nu l-am citit. Dar pe vremea când jucam la Politehnica Iași, am avut un prieten, Adi Ambrozi, care... Noi am crescut cumva împreună, da? Școala generală împreună, juca fotbal împreună, la Politehnica împreună, dar multe dintre prostii le-am făcut împreună. Numai că acum, fiind la echipa mare, l-am observat că are o Biblie verde, subliniată, rufoasă, și viața lui se schimbase. El a început acum să caute să-mi spună mie despre Hristos și am zis stop, deci ca să pot să-i închid gura că mă seca, am zis, dă-mi Biblia, cu intenția că i-am luat Biblia și să-l liniștești, i-am luat Biblia și după aia să merg și la tine, la acolo unde vă duceți voi, ca să nu mă mai inviti să mă mai stresezi. Dar în mintea mea știam poveștile, fii atent că dacă te duci la un alt loc în care se cheamă numele Zeu și nu are crucea mare și nu știu cum, fii atent că o să vină tramvaiul, să dea peste tine. Și mergeam așa, cu speriat să nu dea tramvaiul. Dar am zis să mă duc să închid gura și gata, liniște. I-am luat Biblia, m-am dus acolo. Surpriza mare a fost. Și el mi-a spus, te rog, vino. Nu-ți cer nimic, dar fii atent. Și aici au fost niște cuvinte care le spun celorlalți, care sunt picai mari, care acum sunt tari, indiferent ce sport ai făcut, indiferent ce meserie ai, indiferent ce rezultate ai. Și îndemnul este următorul. Astea au fost cuvintele. Când toți te vor părăsi, să știi că există cineva și numele lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care te iubește și va veni după tine. Să-mi place, am 21 de ani, la echipa mare, am fost la lotul național de juniori, am relații cu partidul, mă iubesc antrenorul, colegii, ne-am găsit locul, orașul, mama, tata. Deci nu se poate, este imposibil. Mai ales bazat pe viață. Tinerețea care o aveam, da? 21 de ani, sănătatea care o aveam, da? Posibilității, Iași, facultate și toate lucrurile astea, toate nici n-aveai cum. Cum adică toți te părăsească? Era imposibil. Și asta a fost momentul când m-am dus acolo. Am auzit cuvântul, m-a surprins când ieșeau oamenii din adunare, toți mă salutau, zice, mă salută că sunt fotbalist. Dar vedeam că salută între ei. Te-ai dus acolo, adică te-ai dus într-o biserică evanghelică? Într-o biserică evanghelică, salut să vin și eu acolo, dar motivația a fost să pot să închid gura. Problema cea mai e că s-au salutat cu pace. Nu înțelegeam cum e cu pace, război, băi, ce coștea. Dar ce am văzut, mi s-au deschis puțin ochii ca biserică formată din oameni. Deci nu cum eram obișnuit, mă duc la o biserică care e o clădire. Deci o biserică ca și formată de oameni care se salutau, oameni care se ajutau între ei. Chiar auzisem o chestie interesantă, atunci spuneau, păi, avem o nuntă, care dintre voi are o butelie ca să o aducă? Și am zis, nuntă, oameni, se ajută, sunt unii cu alții, sunt în bucurii, sunt în necazuri. Și ăla a fost un moment în care m-am întors. Am avut meciuri, m-am foarte bine, dar
Momentul a fost când eu, fundaș central, care alții trebuiau să ferească din mine, alții trebuiau să suferi și au suferit. Domnul să mă ierte pentru toți cei care au suferit când au intrat în contact cu mine. Că era un cot, că era o înjurătură, că era un cap, că era ceva. Domnul să mă ierte. Dar a fost un moment în când Dumnezeu m-a iubit și a spus stop. Și atunci, la o fază din n-a anunța absolut nimic, mi-a căzut cineva pe un portar, mi-a căzut pe genunchi, mi-am rupt ligamentele la piciorul stâng, mi le-am întins și am zis gata sunt. Și dintr-o dată de pe calul ăla alb, frumos, dintr-o dată m-am trezit cu pus în gips, mi s-a spus că trebuie să stau 3 luni, refacerea încă 6 luni și tot ce a fost, mă gândeam eu când îmi zidesc viața, așa asta era imaginea. Unul dintre actorii mari, Dustin Hoffman, spune așa, în fiecare zi ne gravăm viața pe un sloi de gheață, în luna iulie. Așa facem. Da. Și mi-am dat seama că oricum am clădit sau un castel din cărți, că noi ca fotbalist juca foarte mult cărți acolo și remi. Și îți faci castelul viața ta, dar este din cărți. Și la un moment dat deschide un ușor și așa s-a dus, ca un abur s-a dus. Toată nădejdea mea. Și cu piciorul înghis și m-am dus în cameră și plângeam și mama a vrut să mă lese, lasă, a vrut să mă încurajez, da, să tinel, că o să-ți revii, o să fii. Și am zis, ce să revii, crezi că Politehnica sunt câte 2-3 pe un post. Mi-am făcut calculul. Stau 3 luni, încă 6 luni. Atunci nu erau operații cu laser, Andrei, acolo tăia cu cuțitul, bisturiu, știai cât stă, poți, nu știi cum stai, cum te refaci, cât timp, îți lua refacerii. Și atunci spuneam, gata, 3 luni, 6 luni, 1, 2 pe postul meu, out, ce facultate, că totul erau legat de fotbal. S-a căzut zeul, s-a dus tot. Și atunci am stat în cameră. Și mi-am amintit de cuvintele prietenului meu, Adi. Când toți te vor părăsi, există cineva și numele lui este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, care te iubește și care e acolo pentru tine. Uite, Andrei, vezi chestia asta? Asta e minge de fotbal. Asta a fost mândria mea. Tot viața mea a fost în jurul unei mingi care așa îmi gândeam și spuneam așa, dacă eu voi ști să joc fotbal bine și dacă voi avea grijă de sănătatea trupului meu și voi avea picioare puternice și voi avea totul bun, voi reuși și voi fi fericit. Ei, a fost un moment în care Dumnezeu m-a lăsat să mă bucur chestia asta, dar a fost un moment când am luat Biblia rufoasă, da? Și am deschis și vreau să spun că a fost primul moment când am citit-o, dar în care Dumnezeu mi-a vorbit. Astea nu sunt avioane, nu e science fiction. Dumnezeu a vorbit înseamnă citești ceva și pentru tine, ca și cum ar fi fost scris pentru specific, tine. Specific. Specific. Și atunci am deschis Scriptura în Romani, în capitolul 5. Mm. Și în Romani, capitolul 5, nu mi-aduc aminte, când am deschis și scriau așa. După necaz, la versetul 3, după necaz vine răbdare. După răbdare vine... O secundă. Hai să citesc eu, da? Spune așa. Ne bucurăm în nădejdea asta avem Dumnezeu și acum versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Dai voi. Te rog. Ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre. Necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință. Biruința în încercare. Biruința în încercare aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima voastră prin Duhul Sfânt. Care ne-a fost dat. Și m-am oprit. Și am zis, Doamne, omul ăsta e necaz. Cum să te bucuri în necaz? Ori omul ăsta nu era sănătos, ori nu înțeleg eu ce înseamnă adevărata bucurie. Și pune-te în situația mea în gips cu piciorul, cu nimeni nu mă mai suna, nici un telefon, nimica, nimeni nu mă mai întreba, nici antrenorul, nici ăla. Eram ca o cârpă, mă simțeam, care am fost folosit cât sunt și după aia sunt aruncat. Și atunci mi-a vorbit Dumnezeu. Ăla a fost pentru mine. Când mă uit în urmă, momentele în care Dumnezeu putea să-mi vorbească ca eu să-L ascult. Cred că mi-a vorbit de mai multe ori. Dar nu aveam urechi să ascult. Eram prea plin de cine sunt eu și ce știu eu. Și am văzut lucrul ăsta. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima voastră prin Duhul Sfânt. Care-i dragoste? Care-i Duhul Sfânt? Nu înțelegeam nimica. Dar după aceea când am citit în continuare, dar pe când erați voi încă păcătoși, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru voi. Wow! Dumnezeu își arată dragostea față de voi prin faptul că voi, Dumnezeu a murit pentru voi. Și am zis, oh!
când Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, atunci, știți ce s-a întâmplat? Mi-am văzut viața în lumina lui Hristos. Și tot ceea ce credeam eu că, vai, dacă trebuie să fac totul pentru victorie, dacă îi dau un cot, nu contează că trebuie să câștig, dacă îi dau o înjurătură, dacă îl calc, nu contează, suntem profesioniști, trebuie să câștigăm. Mi-am văzut viața în lumina lui Hristos și am văzut că sunt păcate, dar nu păcate doar înaintea oamenilor, păcate împotriva lui Dumnezeu. Și am zis, vai de mine, dacă mi-l fac și pe Dumnezeu, mi-l fac dușmanul meu, ce fac? Dar am văzut că Duhul lui Dumnezeu nu m-a lăsat acolo și a zis, mi-a arătat Hristos. Hristos care la vremea potrivită a murit pentru păcatele mele. Și am înțeles în fracțiuni de secundă. Dumnezeu mi-a arătat păcatul și după aia mi-a arătat soluția. Crucea lui Hristos care poate să mă ierte. Și m-a arătat după aia și învierea lui. Că nu numai că poate să mă ierte, dar poate să mă înnoiască și să fac un om nou. Wow! O pace de nesfârșit a venit peste mine. Mi-am mărturisit păcatele. Am plâns ce am știut și ce n-am știut. Și Duhul Dumnezeu a venit peste mine cu cuvântul lui și atunci am fost născut. Nici nu înțelegeam cuvinte. Născut din nou, născut de sus. Au fost momente când Dumnezeu a intrat în viața mea. Atunci am fost ierat. Atunci m-a umplut cu Duhul Dumnezeu. Atunci am avut viață din nou și știam că de acum am un nou stăpân și voi sluji toată viața mea altcuiva. Asta a făcut Dumnezeu în momentele alea. Nici nu m-a interesat. A venit mama în cameră și a zis, tinel, ce s-a întâmplat? Te-a sunat, te-a încurajat ceva? Și am zis, nu, Domnul a venit să viziteze, dar nu casa noastră, a venit să viziteze inima mea. Și acum l-am pe Domnul și o liniște și o pace nu m-a interesat. Când nu mai sună poltenica, nu mă părea. Știam că Dumnezeu este cu mine. Ei, ăla este momentul în care eu, ca și creștin ortodox, am trăit experiența întâlnirii cu Hristos reală, iertat de păcat, răscumpărat, Dumnezeu a plătit un preț ca să am un nou stăpân, să pot să-L iubesc pe El, să am o înnoire, ăla e momentul. Și eu pentru mine, chiar dacă s-ar supăra unul sau altul, pentru mine ăla este momentul când eu am devenit creștin. Ăla e momentul când am zis, Doamne, conștient vreau să-mi dau viața Tine, viața Ție. Și asta a fost momentul când am devenit creștin. Voi, copiii mei, ați primit vremurile alea frumoase. Vremurile frumoase în care nu mai am făcut curățenii după aia. După ce Hristos a intrat în viața mea, am început să fac curățenii. Din interiorul meu, din biblioteca ce aveam. Din CD-uri. Deci foarte multe. Voi ați intrat într-o perioadă în care frumoasă aveți voastră. Paranteză. Deci eu n-am văzut să nu ți-ți gândi, n-am văzut în casa mea un tată, un soț care își bate soția. Nu te-am, deci mie mi se pare sincer că ești mielușel. Eu nu poți să-mi imaginezi pe tine că t-ai înjurat vreodată. Deci nu poți, sau nu poți să-mi imaginezi de exemplu că tu vii, trântești sticla de vin și spui du-te și mai adu de la mare, nu poți să-mi imaginezi. Și am zis, băi, vreau să am și eu pacea asta, Domnule, dar nu vreau să treci peste episodul ăsta că e important pentru cei care aleg să creadă în Iisus. Renunț la haina veche din trecut, renunț la păcat din trecut, zi faza cu CD-ul, că repet, aia mi s-o părut foarte tare. Andrei, ai cu CD-ul este o chestie minoră, Andrei. Când Dumnezeu intră în viața ta, când îți dai seama în lumina Lui că ești păcătos și că ai nevoie disperată de Hristos și îți arată că e singura soluție, dar e singura soluție. N-ai cu cine să compari, n-ai pe cine să urmezi ca să nu te dezamăgească, pentru că juvaierul care eu l-am descoperit, fii atent, eram fotbalist și aveam câte 4-5 ghiuluri pe mână de aur. Iarăși nu vine să cred că ai aveam lanț la gât de aur. De ce? Pentru că asta era mândria noastră. Și nu mergeam cu mașina, merg cu tramvaiul ca să vadă ăștia ghiulurile de pe mână, să vadă, ăsta e fotbalist la Poltenica, va, ce are, nu știu cum. Dar când Dumnezeu vine și îți vorbește, știți din tot ce am citit aici, din ce am citat, că e vorba că ți-a vorbit Domnul, nu uiți. Știi care era juvaierul meu? Care? Nădejde. Speranță. Însă nădejde asta nu înșeală. Eu am fost înșelat în nădejdele mele de foarte multe ori, dar nădejde asta nu înșeală. Și am zis, Doamne, asta e aurul meu, asta este diamantul meu, o nădejde în mine care nu înșeală. Dar nădejdea e legată nu de pământ, e legată de Duhul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu care a venit în noi. Ei, dacă mă întrebi asta, dacă sunt bogat, Andrei, sunt foarte bogat. Dar știi de ce? Că am nădejde. Nu numai pentru viața asta. Am nădejde în Hristos și nu numai pentru viața asta, ci pentru viața viitoare.
De asta spun, prietenilor, celor care te ascultă, poți să ai de toate. Dacă nu ai nădejde în suflet și nădejdea nu are un nume, Hristos în noi sau în tine, nădejdea Hristos, nu ai nimic. De aia oprește-te și caută-te. Vezi cum stai și spui, Doamne, eu am nădejde asta și pentru viața asta și pentru viața viitoare. Și apropo, paranteză, că ai zis un lucru și vreau să fac o subliniere. Zicea Mântuitorul nostru, ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și aici când se referă la ce, să câștige toată lumea, poate să aibă avuții și tu ai avut avuții, ai avut aur, poate să aibă faimă și tu ai avut faimă. Dar în momentul în care toți oamenii te-au uitat, toate lucrurile astea și erai în suferință, erai cu piciorul, nu știai ce se întâmplă cu viitorul tău, da? Tu atunci, în momentul respectiv, ai găsit pace. Andrei, problema e nu dacă te uiți oamenii. Am observat că n-au trecut timpul. Sunt oameni care sunt foarte iubiți și nu-i uită nimeni. Dar ce se întâmplă? Este exact ca într-o clădire. Sunt explozii și sunt implozii. Când tu te duci în interior. Asta e problema. Fără nădejde poți să ai toți care vor să te ajute. Să nu uite de tine. Dar dacă nu l-ai pe Hristos, poți să fii momente în viață când efectiv te-ai dărâmat în interior. Implozi. Și atunci nu ai nădejde. Deci de asta oamenii ajung să-și ia viața, ajung să facă prostii de ce? Pentru că ei când se uită nu mai au nădejde, dar nu caut în jur. Ci se uită în ei și nu mai au resurse. Asta a făcut Dumnezeu. A venit ca să ne dea resursele cerului să fie în noi. Și indiferent dacă avem sau nu avem în afară, noi să știm că l-avem pe Dumnezeu în noi. Și asta a fost rugăciunea mea pentru tine, pentru Timotei și pentru cei din jurul nostru. Ce să spunem? Doamne, să te găsească. Andrei, nu avem bogății ce să zățăm, nici ții, nici lui Timo. Dar vreau să spun asta, bucuria cea mai mare se poate să lăs ca moștenire veșnică pe Dumnezeu în inima ta și în inima copiilor tăi și a copiilor tăi, să-L ai pe Dumnezeu. Și deja ați făcut asta. Și dacă l-ai pe Dumnezeu, Andrei, să nu crezi că dacă acum ai 27 de ani, cu mama ta în fiecare zi, ne rugăm pentru voi și pentru Timo, ne postim pentru voi, tremurăm pentru voi, ridicăm mâinile. De ce? Pentru că suntem într-o luptă spirituală. Vrem să facem binele, vrem să promovăm binele, vrem să facem, să aducem lumină. Și este o luptă spirituală. Credeam că înainte, ai credincios sau necredincios. Nu, este o viață, este o luptă pe viață și pe moarte. Cât există suflare în noi, să știi că ai în spate mijlocitori și același lucru îți cer și ție. Du-te mai departe, păstrează-te mic în ochii tăi, lasă-L pe Dumnezeu să fii glorificat. Asta este secretul, cu cât ne smerim și vreau să spun secretul la care am ajuns. Dumnezeu merită toată slava și toată gloria. El ne-a schimbat viața și El mi-a schimbat viața ca și fotbalist, pentru ca după ce am trăit în cămăruța aia, să mă pot duce în mijlocul colegilor și să spun, de astăzi înainte eu sunt al lui Hristos. Indiferent ce pălării port, dar sunt al lui Hristos și asta e nădejdea mea. Unii au acceptat, unii m-au disprețuit, dar asta este bucuria cea mai mare, să aduc nădejde. Același lucru spun și ție, dacă ai ceva din Hristos, du mai departe și asta să fie bucuria. Ce ai făcut tu mai departe, după ce le-ai zis colegilor tăi? Zi faza când te urcai pe gard sau să mergi la evanghelizări. Au fost situații când... în perioada era perioada comunismului, când mai venea câte un evanghelist pe stadion. Și eram acolo la Politehnică unde aveam noi cantonament. Cantonamentul este locul în care înainte de meci stăteam una, două, trei zile, așa, pentru ca să mâncăm, să liniștim, să ne gândim la meci. Și auzisem că vine cineva să predice cuvântul, mă rog, și pe stadion nu era aproape nimeni. Sau un cor să cânte și erau momente când cu prietenul meu, cu Adi, eu stăteam în cameră și el spunea, o bătea la ușă și spunea, Hai să mergem. Și eu spuneam, băi, stai, eram la început de credință, lasă-mă cu ce o să zic antrenorul, nu știu cum. Și el spunea, smulgeți-i ca din foc. Și mă lua și ne duceam pe stadion. Și săream gardul, bineînțeles, pac, și ne duceam acolo. Și acolo primeam Noul Testament, nu știu cum, dar era bucuria de a vedea cuvântul. Ei, erau momente când la întoarcere nu puteai să intri pe ușa din față, că n-ai ascultat. Și săream gardul. Nu ne-am dus la un lucru rău, dar pentru... Na, pentru antrenori era chestie din disciplină. Și pe aia ne chema și mi-aduc aminte când ne-a chemat față în față și a zis, unde ați fost? De ce a sărit gardul? Păi veniți încoace. De ce aveți acolo? Păi nu avem nici. Când a ridicat mâna, au căzut pe aici cărți, Noi Testamente și toate celelalte. Câteodată a fost de suferit. Da, n-am fost băgați în echipă. Alteori am fost încurajați. Dar asta este prețul. Asta este prețul, da, urmărim lucrul Hristos.
Tata, îmi spuneai despre rolul cuvântului în viața ta și aș dori să vorbim puțin despre ceea ce ai făcut în momentul convertirii. Care a fost textul, ce mi-ai făcut la fotbal? Povestește. Cred că un lucru care mi-a lipsit este, a fost citirea cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să mărturisesc că Scriptura din foarte multe pagini parcă au fost scrise pentru mine. De exemplu, profetul Isaia, capitolul 29, versetul 13, spune la un moment dat: și poporul acesta când se apropie de mine, se apropie cu gura, cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica care o au față de mine este doar o învățătură dată în omenească. Deci, cu alte cuvinte, cred că mă tem de Dumnezeu, cred că îl iubesc, dar neavând cuvântul lui, atunci nu-mi dau seama și nu știu cu adevărat cine este Domnul. Și atunci, după ce m-am întors la Domnul, adică l-am primit pe Hristos în viața mea și am devenit un om care să-L iubească pe Dumnezeu, am luat ca o armă foarte, foarte importantă, a fost cuvântul, să-l citesc, și după aia am descoperit un lucru fantastic. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, de folos, să mă învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune prin ei, ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destonic pentru orice lucrare bună. Și asta îi spunea Apostolul Pavel ucenicului lui Timotei. Și am zis, trebuie să iau Scriptura, trebuie să o cunosc și trebuie să-mi hrănesc sufletul. Și atunci asta mi-am propus. După aceea era vorba să mă pot ruga, să am un timp special în care să-mi vărs inima înaintea lui Dumnezeu și în același timp Dumnezeu să-mi vorbească. Ce am făcut lucrul ăsta? După ce m-am întors la Domnul, m-am întâlnit cu prietenii mei, colegii mei de fotbal de atunci, cu Daniel Zafiris, cu Adrian Ambrozi, și ce făceam în cantonamente? Aveam un loc al nostru, mergeam, stăteam la stânci, acolo ne ajutam unii pe alții, ne mărturiseam, ne rugam, studiam cuvântul și încet, încet, foarte interesant, ne întăream în omul din lăuntru, ne întăream în interiorul nostru să-L iubim mai mult pe Dumnezeu și să iubim pe cei din jurul nostru. Foarte frumos că ai spus lucrul ăsta și acum aș spune așa, ai fost mântuit, cu alte cuvinte ai fost salvat. Toți oamenii care au crezut în Domnul Iisus Hristos sunt mântuiți, da, sunt salvați. Ai spus despre practica cititului, o disciplină spirituală, ai citit din cuvântul Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească, după care tu te rugai. Dar te-aș întreba următorul lucru. Și a fi împreună cu ceilalți care îl iubesc pe Domnul. Da, comunitatea de credincioși care împărtășesc aceleași valori, foarte frumos. Dar se poate ca și creștin să ai anumite ghiare ale celui rău din trecut, să ai anumite lucruri din trecut care încă să aibă impact asupra vieții tale, să mai ai lucruri care încă te trag înapoi? Andrei, potrivit cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu și cu mica mea experiență, am înțeles că dacă Dumnezeu m-a chemat de la fotbal și dacă înainte îmi păzeam picioarele, acum am găsit un lucru fantastic spus prin profetul Isaia. În capitolul 57 cu 12 spune așa, și ăsta este foarte încurajător, spune: ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc vești bune, ale celor ce vestesc pacea. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc pacea, care vestesc mântuirea. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui care spun în Sion, Dumnezeul tău împărățește. Și am înțeles că Dumnezeu m-a scos de la fotbal și acum cu tot ce am sănătate, cu picioarele mele, cu ființa mea, trebuie să aduc vești bune, să vestesc pacea. Pace ce înseamnă? Cum să se împace oamenii cu Dumnezeu? Și am descoperit, citind cuvântul și descoperindu-L pe Hristos. Pavel tot îi spunea lui Timotei, din pruncii cunosc Sfintele Scripturi. Da, le știi. Dar ele pot să-ți dea înțelepciunea, deci cu alte cuvinte citesc, ajung la o înțelepciune, dar nu-i tot înțelepciunea. Ce fel de înțelepciune? Înțelepciunea care vine prin cunoașterea lui Iisus Hristos, prin mântuirea care vine în Hristos. Deci cu alte cuvinte, caut, citesc Scriptura ca să-L găsesc pe Hristos, învățătura Lui, veștile Lui bune, puterea Lui. Dar una e să fii iertat, am fost iertat. Una e să fii, să spună, vino la masă și strănești sufletul, cum ai nevoie ca și sportiv să iei mâncarea cea mai bună, vitaminele cele mai bune, tot așa și pentru duhul tău. Că am înțeles că duhul era mort și a venit la viață prin credință. Am înțeles că sufletul meu era mort. Mintea mea se gândea la lucrurile care nu îi plac Dumnezeu și trebuia să fie înnoită mintea mea prin cuvânt. Am văzut că emoțiile mele, inima mea, nu-L iubea pe Dumnezeu și pe cei din jur ce să mai spun. Dar Dumnezeu a început să vindece lucrul ăsta și mi-a dat și voința de a putea să ascult de El. Și puterea.
și puterea și voința. Și ăsta e un lucru, mulțumesc că Dumnezeu când s-a gândit la mântuirea noastră, s-a gândit și la Duhul nostru și la sufletul nostru și la trupul nostru, adică să fim mântuiți, salvați complet. Și asta e promisiunea lui Dumnezeu. Dar ce faci nu numai cu iertarea, cu lucrurile care vin din spate? Da, eu m-am ridicat, dar metenile din spate, dependențele din spate, da? Și unul dintre ele, da? Dacă eu am fost atâta timp pe gratis, vineau vrăjitorii și ghicitorii și mă uitam la un film și la altul de groază și spuneam că nu-i nimica, ce se întâmplă? Încep să-ți apară din nou. Ți-aduc aminte de un episod, eram în cantonament, noi făceam, de asta spun ce frumoase sunt picioarele celor care merg pe munte. Când aduc din munte, mi-aduc aminte de cantonamentele. Vara și iarna, ba la Vatra Dornei, ba în Brașov. Și acolo urcam pe munți, iar coboram. Dar acum sunt chemat să urc pentru Hristos, să spun și altora despre nădejdea care este în Hristos, despre mântuire. Și o fac cu mare bucurie. Spun, Doamne, mă rog, dă-mi sănătate și trupească și duhovnicească și sufletească și cum vrei, numai vreau să fiu pentru tine. Dar erau antrenamente foarte grele. Și peste noapte mă culcam. Și mi-apăreau, au fost situații când, crede-mă, Andrei, mi-au apărut ochi, niște ochi care eu îi vedeam prin somn. Problema nu era ochii, că spune că e un simplu vis, numai că eu mă sculam, eu la 20 de ani mă sculam cel mai obosit, cel mai fricos, mi-era frică, simțeam o prezență acolo și trebuia să mă duc la antrenamente. Și stătea antrenorul și spunea, băi, dar ce cu tine ești așa distors? Unde ai fost? Unde ai fost plecat? Ai deci, pierdut nopțile? Deși mâncai sănătos, deși te pregăteai. Deși mâncam sănătos, eram tânăr, știau că sunt cu minte, dar n-aveam vlagă, n-aveam, eram și căsătorit, n-aveam vlagă. Dar eu știam, seara mi se întâmplă, atunci m-am anunțat prietenii și am zis, băi, ce să fac? Și unul mi-a zis, fii atent. Cheamă numele lui Iisus Hristos care te-a mântuit, cheamă-s. Și începe să-i spui, ce spune Domnul Pini? Și am început să spun, eu sunt iertat prin sângele lui Hristos, sunt protejat. Eu sunt al lui Iisus, port numele lui, eu sunt copil de Dumnezeu, eu sunt fiul de Dumnezeu, Dumnezeu e tatăl meu. Am început să repet promisiunile lui Dumnezeu în seara aia. Andrei, când Dumnezeu, când strigă un nenorocit, Domnul ascultă, dar apoi când strigă un copil de Dumnezeu. Vreau să mărturisesc că a fost o seară, două, trei, nu știu cât a fost, dar când Dumnezeu m-a pus din nou sub protecția sângelui Iisus, Dumnezeu mi-a adus eliberare. Nu știu cum să-i spun, dar vreau să spun că un lucru trecut care mă urmărea, sunt liber. De atunci dorm ca un prunc, Andrei. Apropo, am văzut, tu știi că eu când sunt obosit, rapid, am pus capul și în secunda 1 și nu-mi trebuie mult, 20 sau 30 de minute și mă scot fresh. Asta e situația. Asta este un lucru care Dumnezeu m-a eliberat. Dar mai este ceva. Ca și sportiv trebuia să avem grijă ce mâncăm, ce bem, băutura. N-am avut problemă, dar m-am uitat în neamul nostru, bunicul. O luat-o. Străbunicul. Bunicul, strămulicul. Mai scăpau câte o palmă. Ba străbunica, ba bunica, ba mama. Am văzut faze de asta în situație. Și eu ce am zis atunci? Am zis, Doamne, copiii mei nu trebuie să vadă în casa mea nici strigăte, nici bătăi, nici alcool, nici nimic. Și am hotărât în numele lui Iisus ca să pot să mă eliberez Dumnezeu. N-a fost ușor, dar am zis că nu vreau. Și de asta îi mulțumesc dacă tu astăzi poți să spui că în casa ta sunt sigur că va fi pace și liniște, zic că s-a eliminat alcoolul de la tine sau de la Timotei. Și asta mă bucur. Dar a fost o luptă, trebuia să o rupă cineva, dar tot cu ajutorul lui Dumnezeu și multe alte dependențe care le avem noi sau le-au prietenii noștri. Genunchiul jos, ceri lui Dumnezeu ca să ierte și să elibereze. Numai Evanghelia lui Hristos iartă și bună. Eliberează Iisus Hristos. Altfel n-ai nicio șansă. Dar poți să te schimbi. Începe o curățenie. Ori de câte ori dorești să te schimbi. E foarte important, este greu. Dar spui, Doamne, dă-mi putere. Am intrat în bibliotecă. Ia să văd, care sunt cărțile care le citeam și care mi-aduceau întuneric și lumină și rău? Aud pusii, da, ca nebunii pentru vremea aia, dar să-l iei frumos, să le arunci la gunoi. Discuri, anumite discuri care îți trezeau anumite emoții rele, de ură față de alții, nu? Nu mai vorbesc, muzică rock și celelalte care erau împotriva oamenilor și înălțau moartea și înălțau răzbunarea. Aud, aruncate, scoase toate. E ca o luptă.
dar care după aia te simți eliberat. O mică paranteză. Mulțumesc. Aici nu vorbim despre genuri muzicale, că sunt oameni care cântă rap frumos, despre rock, cuvintele, și cuvintele, înjurăturile respective. Cuvintele și înjurăturile care sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu și un păcat la adresa lui Dumnezeu, și faptul că îl ascult e ca și cum aș fi de acord. Și în același timp ofensele sau ce mă îndeamnă față de aproapele meu. Pentru că cuvintele respective se sădesc în inima ta, prind acolo rădăcini și se duc mai departe. Asta se întâmplă. Vrem, nu vrem, asta este, aruncăm. Este ca un bisturiu care poți să folosești spre vindecarea cuiva. Spre bine sau spre rău. Sau înspre rău. Da. Aș dori să spun aici un lucru pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 4, pentru ascultătorii sau privitorii noștri. El îl citea aici pe Isaia, cartea prorocului Isaia, se ridică în fața adunării și spune așa, a sinagogii: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Și spune aici ce este Evanghelia, Evanghelia este bună, ea trebuie vestită săracilor, dar e interesant că Domnul Iisus Hristos nu se oprește aici și spune mai departe: m-a trimis să tămăduiesc sau să vindec, da? Pe cel cu inima zdrobită. Dragul meu, dacă astăzi ai inima zdrobită, Hristos vrea să-ți vindece inima. Crede lucrul ăsta în inima ta. Mai departe, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Și termenul aici în original este eliberare. Deci Dumnezeu vrea ca noi astăzi să fim eliberați de anumite lucruri care ne țineau odată captivi, să fim acolo robi. El vrea să avem libertate. Și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Am fost odată apăsat, Hristos a venit în viața mea, mi-a luat apăsarea asupra Lui și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Ce fain! Și înainte să mergem mai departe, aș dori să mai citesc un gând care mi-a plăcut foarte mult și se plează pe povestea ta. Zice în Matei, capitolul 11:5, în contextul în care Ioan Botezătorul este în închisoare, vin ucenicii lui la el, ucenicii după care se duc la Domnul Iisus Hristos și pun câteva întrebări de la Ioan. Da. Și spune așa Domnul Iisus Hristos, spune lui Ioan următorul lucru. Spuneți lui Ioan ce auziți. Orbii își capătă vederea. Șchiopii umblă. Leproșii sunt curățiți. Surzii aud. Morții înviază. Și reține expresia asta, morții înviază. Și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Tata, eu când citesc acum versetul ăsta, morții înviază, aș dori să relatez un eveniment pe care am văzut prin ochii mei, ca și copil al tău, și care s-a întâmplat în viața ta. Uh-huh. Și după asta te-aș întreba pe tine ce a însemnat evenimentul ăla. Uh-huh. Însă înainte de a relata acest eveniment, vreau să vă anunț, dragi telespectatori, dragi ascultători, că veți vedea niște imagini care pot să vă afecteze din punct de vedere emoțional. Așa că aveți grijă. În urmă cu ani de zile, eram la o sală de sport și eram împreună cu tine, eram împreună cu Timotei, el s-a antrenat pentru anumite campionate. Un sportiv foarte bun, medaliat, sunt mândru de fratele meu, mă bucur cu el. Și stăteam așa amândoi și ne uitam la el. Și ai pus mâna peste mine și ai zis: Andrei, așa de mult mă bucur că suntem ca bărbați împreună aici. Și am privit lucrul ăsta ca pe un lucru de apucat. Păi nu e normal să fii sănătos. Nu e normal să stai împreună cu tatăl tău, cu fratele tău, totul să fie bine. Te-ai depărtat de mine, tu fiind sănătos tu. Tu, cum ai zis, ai fost fotbalist, ești cel mai sănătos din familia noastră. 15 secunde mai târziu ai căzut ca un avion la pământ și în momentul respectiv s-a auzit un buf în sală. Stop cardiac, infarct și nimeni nu s-a mai bătut. În momentele respective am crezut că nebunesc. Comă. Comă. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru Timotei. Timotei, când ai să vezi filmarea asta, vreau să știi că te iubesc foarte mult. Ești erou meu. Timotei a pus mâna pe telefon, o lua telefonul și a zis: acum veniți la tatăl meu. Dar Timotei în timpul ăla a învățat să acorde primul ajutor. Ți-a făcut respirații gură la gură. Eu am fost nebunul. Ce-a făcut nebunul? Am luat telefonul și am început să-l filmez pe tatăl meu care era acolo mort. De ce? Pentru cei care o să mă judece. Pentru că avându-l pe Duhul Sfânt, avându-l pe Dumnezeu care este în mine, mi-a dat o pace pe care nu pot să mi-o descriu acum. Și mi-a zis în felul următor: îl voi învia din morți pe tatăl tău. Dar înregistrează miracolul ăsta ca să vadă toată lumea. Și dacă ai știți acolo pe afișul ăsta, am fotografia aia cu tine. Te-a dus la spital. Pe spitalul era la 5 minute față de noi, dar n-am spus niciodată cerul ăla frumos de afară. Am condus mașina și mă duceam și trebuia să-i dau vestea mamei. Nu mai știu ce am zis lui mama. Dar imaginează-ți soția ta să primească vestea că soțul e mort.
Au fost 3 zile groaznice. Prima zi am simțit îndemnul de la Domnul meu, pune mâna pe telefon, sună pe toți prietenii, am sunat prietenii mei pentecostali, prietenii mei baptiști, creștini, oricare, care credeau în numele Domnului Iisus Hristos, am zis rugați-vă. Și am văzut cum s-a făcut un lanț al rugăciunilor. Mama acolo, iarăși se ruga, Timotei slujea cum putea, Timotei fratele meu mai mic. Trece prima zi, nu se întâmplă absolut nimica. Trece a doua zi și a doua zi vine cu o frumos doctorița cu o foiță și o spune, uitați, semnați aici, de moartea soțului dumneavoastră vor beneficia cine? Unul cu cornea, unul cu rinichiu și așa mai departe. Și atunci mama mea, pe care o iubesc așa de mult, a făcut o rugăciune și a spus în felul următor, dacă de moartea soțului meu vor beneficia doar 3 suflete, Doamne, înviază-l, Doamne, de morți. Mai lasă-l, Doamne, pe soțul meu în viață, deși alții trebuie să vadă un miracol. Și ce interesant că în biserică am auzit că Iisus a făcut minuni și am văzut oameni care au fost vindecați de cancer. Mama mea a fost vindecat de cancer. Eu am avut o boală cu nești, Domnul m-a vindecat. Dar n-am văzut niciodată un om care, de asta devine așa de pasionat, n-am văzut niciodată un om care să fie înviat din morți. Și am zis, Doamne, îți promit, știi cum facem noi promisiuni în vremurile alea în care sunt grele, treceam prin spital, nu vedeam pe nimeni, dar eram numai eu cu Domnul și am zis, Doamne, dacă îl înviez pe tata din morți, voi spune la toată lumea, oriunde mă duc să predic, am să spun, la basket am să mă duc să spun, oriunde aș fi. A treia zi, când să se ducă să te deconecteze de la aparat, să se elibereze patul și imagine groaznică să-ți vezi tatăl mort acolo, neînsuflețit și tu te rogi, vezi că în momentul respectiv, doctorița vine acolo să se deconecteze, Dumnezeu te înviază din morți și spui versetul care este versetul preferat al vieții mele. Lucrul acesta nu se va face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia 4:6. Și după asta mă uitam în ziare. Fiind fotbalist, Iașu te cunoștea, dar știi ce interesant? În vreme de pace nu scrie ziarul nimic despre tine, dar în vremea asta scrie așa. Fostul fotbalist al Politehnicii Iași, declarat mort. Fostul pădărăra. Și citeam ziarele, cel de pe Salvare, m-am întâlnit cu el și mi-a zis, era cu țigara în gură și îmi spune, domnule, condoleanțe pentru tata. Și am zis, domnule, hai că spune ce s-a întâmplat, Dumnezeu l-a înviat din morți. Și în momentul respectiv i-a căzut țigara din gură. Și am zis, Dumnezeu și astăzi face miracole. Și doctorii care au fost acolo zic, n-am mai văzut așa ceva. Nu putem să spunem că din punct de vedere medical a fost un miracol, dar este cineva acolo sus care vă iubește. E acel cineva, este Dumnezeu. Tata, asta am spus eu prin ochii celui care a văzut. Eu sunt cel care relatează povestea. Dar acum te-aș întreba pe tine. Sunt mai multe întrebări, vreau să te lăs pe tine să povestești, dar vreau să înțelegi următorul lucru. Ce s-a întâmplat cât ai fost mort? Cum te-ai simțit? Ce viziune ai avut de la Dumnezeu? Cum s-a schimbat viața ta acum? Deci e o întrebare deschisă, vreau să te lăs să povestești ce ai tu pe inimă. Andrei, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt astăzi în viață. De asta, dacă ar fi să mă... O sintagmă care mie îmi place este de la moarte la viață. Deci dacă ar fi ceva să mă gândesc, aș povesti tuturor de la moarte la viață. Dar nu în mod special despre mine, ci ce face Dumnezeu. Poate că o să pară puțin ciudat, dar mă simt exact cum se simțea Maria, mama Domnului Iisus, când veneau păstorii, veneau îngerii, veneau magii și spuneau tot felul de lucruri despre Iisus. Ce făcea Maria? Habar n-avea și spunea așa, strângea toate aceste cuvinte, aceste gânduri în inima ei și se gândea la ele. Știi după cât timp am văzut o imagine aia pe care Dumnezeu s-a pus-o pe imâni să filmez? După 3 luni. N-am putut să mă uit. N-am putut. Tu ai spus că impact emoțional foarte periu. N-am putut să mă uit. Cum să mă văd? Nu mi-închipuiam. Pentru că eu după ce am terminat cu fotbalul, eu n-am fost o persoană inactivă. Voi sunteți martori în casă, dar eram la sală, făceam în not, făceam cycling, făceam... Toate, nu știu dacă... Lucrez la fermă, la țară, dai cu târnăcopul, deci pentru cei care... Și nu vreau să vă cad medaliile de campioni europeni, dar nu știu dacă mă biruiați la flotări sau la alte chestii. Nu. Dar, deci cu alte cuvinte, nu am avut niciun simptom că am probleme cu inima, da? Mai ales ca sportiv controlați de atâta timp. Nu am avut nimic, nu eram supraponderal, arătam foarte, foarte bine. Dar... Cuvintele astea mă ajută să mă smeresc, să mă uit la Dumnezeu, spun, Doamne, dacă eu sunt astăzi în viață și atenție ce vreau să spun. Andrei, eu nu sunt în viață. Eu am bagajele la ușă făcute.
Eu pot să plec oricând de aici, dar nu la ușă în casă. Bagajele mei sunt la ușă în afara casei. Oricând pot să plec de aici. Eu trăiesc prin har în fiecare zi. Așa a vrut Dumnezeu. Dar sunt convins de lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu vrea să te țină în viață, te ține pentru că El are ultimul cuvânt și morții vin la viață. Pentru că Hristos este învierea și viața. Și oricine crede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în El, nu va muri niciodată. Deci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al vieții. Și atunci El are ultimul cuvânt. Și asta este cea mai mare bucurie. Noi am trăit experiența acelui care are ultimul cuvânt. Și de asta Domnul să fie lăudat. Dar strâng toate cuvintele astea, experiența dinainte, experiența de după. Dar ce pot să spun doar ce am trăit din interior? Din interior. Nu știu nimica. Doar mi-aduc aminte după ce am alergat cu Timo la sală acolo, la unde s-a dus el să facă karate, arte marțiale. Știu că la un moment dat am alergat cu el și mi se ducea aerul. Dar așa dintr-o dată. Și am zis, păi, dar eu am făcut sală, dar n-am mai alergat. Și m-am dus la șpalier, aducându-mi aminte când jucam fotbal profesionist, cum ne odihneam noi. Ne prindeam de șpalieri și ne lăsam puturoși, așa cum s-ar spune, lasă-te așa și respiri. Numai că mi s-a dus filmul de atunci. Eu nu mai știu nimic, Andrei, nu mai știu nimic. În schimb, au fost momente în interior acolo, în care, ce să spun, că a fost minune că, exact cum spuneați, a treia zi, când eram donator de organe și mama mi-a povestit mai mult că în timp ce doamna doctor semna actele, a vărsat cafeaua, s-a anunțat în sala de operații, pacientul Baciu să vină la sala de operații, că e cineva cu cornea, cu lobul dificat, cineva cu care are nevoie și erau 3 sau 5 persoane și iar vrea să semneze asistenta, să semneze, iar o vărsa cafeaua și s-a dus la mama și a zis, veniți să vedeți, să spuneți ceva, că nu știu ce se întâmplă. Și mama atunci a spus că m-a prins de mână, am făcut un spas, au avut cauri, ceilalți spuneau că așa se întâmplă când iese Duhul din el, dar după aia am rostit cuvintele alea. În perioada aceea nu mi-aduc aminte foarte multe, dar pot să spun când am venit la viață și am deschis ochii, la un moment dat, am recunoscut o persoană. O persoană care îmi spunea, i-am spus, știți, nu prea vă plac petrecerile, nu prea, ați fost la nuntă, am fost împreună la nuntă, dar nu erați din peisaj. Și spune, da, unde erați? Păi ați fost la nuntă și am povestit tot de acolo. Și am zis că eram în dreapta. Ea când a auzit, o ieși de acolo în sală. Tu care erai mort în momentul respectiv. Da, deci. Nu știu cum, dar știu că în duhul meu eu am povestit toate lucrurile alea și ea a plecat de acolo. Asta a fost o experiență, nu știu. Dar în schimb, după aia mi-am adus aminte ce spune în Scriptură când Elisei la un moment dat spune, făceau asirienii planul să vină și unii spuneau, băi, degeaba faci planul, că duhul Elisei este acolo. Poți să treci de acolo și să spui lucruri care tu nu ești fizic acolo. Eram în spital, legat. Cumnatul meu la un moment dat m-a întrebat după ce am venit la viață, m-a întrebat, spune-mi și mie un regret al vieții tale. Andrei, eram fără perdea. Dacă mă întrebai ceva, nu țineam cont din niciun context, îți spuneam exact așa cum ești. Și am fost acolo și mi-ai zis, da. Ți-am zis că am luat permisul de conducere și mi-ai zis, l-ai luat pe Blăteanu sau l-ai luat pe Buric? Da, pentru că s-a luat pe Blăteanu, da. I-am zis lui frate meu, ai chitara, deci ce faci? Praful sau mai cânti? Credeam, noi trebuia să mergem cu toată familia a doua zi în Republica Moldova. Tu vinei din Cluj, Timo era în Iași, Lena și-a luat liber de la farmacie. Toți trebuia să mergem în misiune. În mintea mea era misiune, cum să spunem despre Hristos altora în Republica Moldova. Dar așa a hotărât Dumnezeu să fiu acolo. Cumnatul meu, am zis, care e regretul tău? Regretul tău. Da, și am zis, Vale, dacă încă mai sunt în viață, nu mai spun că am zis așa, îmi pare atât de rău și vreau să răscumpăr viața dacă Dumnezeu mai lasă viața, să mă investesc în cei care mă vor, în cei care vor pe Hristosul din mine, în cei care îl iubesc pe Dumnezeu meu și să dau tot ce am, nu o parte, tot. M-am investit în anii ăștia. 20-30 de ani în cei care vedeam potențial în ei. Vreau să-i ajut, dar nu, ei nu vreau să fie ajutați. Și acum cât îmi mai dă zile Dumnezeu, nu mai alerg după oameni. Îl las pe oamenii care au nevoie de Hristosul din mine, au nevoie de Dumnezeu, să pot să-i ajut să le dau tot. Și Dumnezeu mi-a promis că va face lucruri
prin mine, nu eu, El va face lucruri prin mine cât n-am făcut în 30 de ani de credință, în anii cât m-au lăsat să mai trăiesc până la venirea Lui sau să plec dincolo, va face Dumnezeu mari lucrări și cred lucrul ăsta. Era cumnatul meu acolo, după ce am spus, Vale, vreau să-mi investesc viața în oamenii care îl văd pe Hristos să fiu eficient, să nu trăiesc. Și m-a întrebat, tinel, l-ai văzut pe Dumnezeu? Asta vreau să ajungem. Și eu îi spun, Dumnezeu este aici, la piciorul meu, am văzut ca și cum ar veni un cap de leu și la piciorul celălalt ca și cum era capul mielului. Și am zis, Dumnezeu este aici. Și a plecat de acolo. A plecat de acolo. Prezența lui Dumnezeu era atât de reală. Eram la ATI acolo. Pentru unii mergea ceasul și erau morți și pac veneau la viață. Pentru alții erau la viață și pac mureau. Și eram acolo. Și am văzut foarte clar, îngerii și prezența lui Dumnezeu erau mai prezenți ei decât eram noi acolo. Viața și moartea sunt în Dumnezeu. Toată viața, mișcarea și ființa sunt în Dumnezeu. Totul este în Dumnezeu. Problema este ce fac eu cu Dumnezeu care s-a descoperit și s-a descoperit în cuvânt, în Hristos. Ce fac eu? Am ales să capitulez și am zis, Doamne, Tu știi, dacă operația o să reușească, 20% ruptă inima și terminată limbajul medicilor, și au zis, operații, 6 ore jumate au fost 8 ore jumate. Au căutat, au zis, arată prea bine, înseamnă că lua ceva, lua... Am întrebat dacă ești proteinii, da. Prafuri... Soții au zis că nu e nimic. Au căutat să-mi ia arterii de la picioare. Au zis că, dom'le, ce-a făcut omul ăsta în viață care are distruse picioarele? A fost fotbalist, aia e clar. M-a tăiat de la mână, mi-a luat arterii și m-a schimbat. Dar problema este, Dumnezeu a mai îngăduit să am viață. Întrebarea mea este, ce fac cu ceea ce mi-a mai rămas? Asta era întrebarea mea pentru tine acum. Da, întrebarea e foarte bună. Domnul doctor, după operații, m-a chemat în cabinet după ce am venit la viață și a zis că nu-ți garantez mult, că au fost mulți care au fost operația reușită, dar pacientul mor. Da. Dar nu știau exact cât creierul a rămas fără oxigen sau nu a rămas și au avut câteodată halucinații și s-au aruncat peste geam. Deci s-au sinucis. Ideea este următoare. Ei nu știau. Și am zis, domnul doctor, dacă Dumnezeu a îngăduit să fiu adus la viață și prin mâna dumneavoastră am fost operat, să știți că Dumnezeu are un plan cu viața mea și El are ultimul cuvânt și sunt așa de încurajat că Dumnezeu îmi ține viața. S-o liniștit, am fost la control după o lună, două și după aia s-o liniștit, nu m-a mai controlat. De ce? Sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar au fost situații în care în spital acolo ceva de mine spunea, eu sunt în misiune. Și repetam, sunt în misiune. Andrei, noaptea, s-auzi oamenii că își povestesc tot ce fac de peste zi. Ăla își bate soția, ăla animale, ăla își duce la serviciu, ăla e nevors pe guvern. Auzi istoria lor, totul e înregistrat. Și tu stai acolo și spui, băi, ce trăim peste zi, aia scoate-mă în afară. Nu, stop, te opresc, scuze-mă. Am fost martor și de asta te opresc. Ce m-a impresionat pe mine foarte mult a fost că eu când intram acolo în salon, tu scoteai din gură, din inima ta, numai versete din Biblie. Și am mai auzit, Asta nu știu. Eu îți spun eu că am fost martor ocular. Și am văzut pe alții care după ce au ieșit din infarct sau din asta, nu voia să știi ce este la gura lor. Pentru că din prisosul inimii vorbește gura. Alt lucru care m-a impresionat, și n-aș dori să mai petrecem mult timp aici, cât timpul unui prietenul nostru, a fost următorul. A zis, nu pot să mai citesc, nu mai vedeai foarte bine, mi-e greu, cum stau pe pat. Punem cuvântul lui Dumnezeu să-L audiez la căști, că toți suntem noi acum o generație foarte rapidă și așa mai departe. E important să ne încărcăm din cuvântul lui Dumnezeu prin orice metodă posibil. Lucrezi, bagă-ți o cască în ureche, cuvântul lui Dumnezeu vine în inima ta, lucrează și-o schimbă viața. Și acum ca unul care ai fost din nou lăsat în viață, ce te-a chemat Dumnezeu să faci mai departe? Ca păstor, lucrarea în care ești implicat acum, povestește-mi despre lucrul ăsta. Deci, numele nostru e predestinat Baciu. Da. Dar chemarea înaltă a lui Dumnezeu este să păstorim. Deci asta mi-e chemarea mea acum. Da, după ce am jucat fotbal, după ce am făcut facultate de construcții, după a fost inginer, specialist în termoizolații, hidroizolații, după aia Dumnezeu m-a chemat să fac teologia la Universitatea Emanuel și masterul acolo
Dar chemarea a fost de păstorire, ăsta e darul, să miros a oaie, să miros a oameni, să iubesc oamenii. Cum a iubit Dumnezeu pe mine, așa să pot să iubesc pe ceilalți. Și în mod special pentru mine iubirea înseamnă, într-un mod special, mor față de mine, să aduc viață, dar să spun despre Hristos. Fără Hristos este, viața nu are, e ca, cum spunea un prieten de-a meu, deci ca meciul de fotbal, dar fără mingi. Dar păstoresc Biserica Iisus Biritor, împreună cu alți frați, slujitori. Investesc viața în oameni. Este interesant, înainte de a putea să devin păstor, Dumnezeu trebuie să te formeze, nu doar să ai o chemare, să te formeze. După ce am primit chemarea să mă duc să fac teologie, am zis, gata, mă duc să fac teologie. Am întrebat pe unul dintre cei mai maturi, și am zis, ce să fac? Mă cheamă Dumnezeu să fac școală, să mă pregătesc. Am de ales între inginerii și teologii. Ce să fac? Nici nu am avut nicio îndoială când nu v-a spune să mă duc la teologii. Și m-au luat frumos. Îl cheamă domnul dascălu, domnul Donel, și mi-a zis așa. Tu te vei ridica să vorbești înaintea oamenilor. Trebuie să-i înțelegi. Dacă nu te-ai dus la servici, dacă nu te-ai dus, cum să-i înțelegi, cum să vorbești pe limbajul lor? Du-te în inginerie. Și m-am dus în inginerie. 5 ani. Mi s-a părut că am pierdut timpul. Nu, m-a format Dumnezeu. M-a format cu oamenii, cu echipe, cum să conduc, cum să fac lucrul ăsta. Și după aceea a fost din nou chemarea lui Dumnezeu și am zis lui Lena, am de ales. Mi se oferă posibilitatea acum să ajung. Directori de șantier erau fost promovați și eu trebuia să ajung acolo, pe felie aveam. Și Lena, soția așa mi-a spus, Domnul să o binecuvânteze pe Lena. Mi-a spus așa, dacă e chemarea lui Dumnezeu și tu nu vei asculta, vei fi un frustrat toată viața. Dumnezeu vrea să te echipezi, că vrea să te folosească să îți împlinești menirea. Picioarele celor care nu joacă fotbal, picioarele celor care duc vestea bună, celor care duc mântuirea prin Hristos. Asta e chemarea ta. Și atunci am zis, da, Doamne. Asta e chemarea ta. Am ieșit de acolo. Am ieșit ca un nebun. N-aveam nicio posibilitate. A apărut în viața mea Nicu Baciu. O persoană, un prieten care mi-a zis, am avea nevoie la o fundație cu orfanii, să vii să ne ajuți. Și am zis, băi, ce să fac eu aici? Să renunț la asta, să mă duc la fundație? Dar mi s-a dat o posibilitate. Și m-am dus cu gândul ăsta. Ce știu eu, orășanul, fotbalistul, inginerul, educatul, să mă duc să-i ajut pe ei. După prima zi, m-am întors plângând acasă. Șeful lor, a băieților, mi-a zis, da, frumoasă povestea, dar nu aveți nimic în comun cu noi. Absolut nimic. Și am plecat plângând acasă. A fost o noapte, o luptă între mine și Dumnezeu. Am zis, Doamne, cea mai mare greșeală, am ieșit de acolo și mă duc la niște orfani, la nei ca nimeni. Și atunci Dumnezeu mi-a zis, da, dar nu ei au nevoie de tine. Asta a fost surpriza mare. Că după o seară de plâns și de regrete să spun Dumnezeu că nu ei au nevoie de tine. Dar cine, Doamne? Tu ai nevoie de ei. Dacă tu ești chemat să fii păstor de suflete, dacă tu nu știi să te smerești, dacă nu știi să lucrezi cu orfanul pe care Dumnezeu mi-a arătat că Dumnezeu este tatăl orfanilor, nu este rușine să-i numească orfani. Tu ai nevoie. Și din 2000 trăiesc în școala frângerii lui Dumnezeu, a frângerii, care m-a ajutat Dumnezeu acum să iubesc orfanul, să iubesc copilul, să iubesc pe ăla și este fratele meu. Când l-are pe Hristos sau când nu l-are pe Hristos. Foarte fain. Ce mă interesează acum pentru cei care nu cunosc? Eu știu povestea foarte bine, dar descrie puțin specificul fundației. Ce faceți acolo? Cum îi ajutați pe orfani? Experienții? Ce crezi tu că e important? Unul care te aude pentru prima dată, care e menirea ta acolo? Deci, în primul rând aș vrea să binecuvântez pe Dumnezeu pentru cei care au fost înaintea mea. Deci, un Nicu Baciu, un prieten care el atunci conducea, el m-a chemat în lucrare, el m-a încurajat. Da? Arpi, Donel, cei care au fost atunci. Am fost chemat să slujesc în locul ăla, da. Dumnezeu mă formează. Dar ce facem? În mod special am primit tineri care au fost peste 18 ani, care nu mai au avut loc în altă parte și acolo ce facem? Primul lucru, să-i arătăm din toată inima un loc în care să vină, să-i arătăm dragostea, să le dăm pe Dumnezeu, să dăm protecție, să dăm, facem toți efectiv să fim mutați acolo, să fim o familie pentru ei. Să le arătăm, cum spune în Psalmul 68 foarte frumos, Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Și asta a fost început. Și au trecut
au trecut atât și așa, au învățat despre Hristos. Alții au plecat și au găsit servicii. Deci a fost ca un fel de gară pentru o vreme. Dar există un moment acum, un moment în care Dumnezeu ne-a vorbit din nou și momentul a fost că nu orfanul este capătul linii, nu el este ținta. Ținta este comunitatea. Să arătăm dragostea lui Dumnezeu în comunitate. Iartă-mă, nu-ți uita, a rămas la comunitate. Pentru orfanul respectiv, pe lângă faptul că îl prezentați pe Dumnezeu, prezentați Biblia, ei lucrează într-o zonă de sat, lucrează la fermă, lucrează pământul și asta, pentru că în România orfanii, după ce îți dați afară din centrele lor, sunt învățați să cerșească și atâta. Noi, că și eu sunt parte din asta, ce învățăm, dincolo de cuvântul lui Dumnezeu, este foarte important să muncești. Dumnezeu ți-a dat sănătatea și muncește. Și acum revin la ideea cu comunitate. Începem cu orfanii, dar ne ducem la comunitate și ce faceți la comunitate? Deci, comunitatea săteană, deci cei din sat. Da, despre asta vorbim. Deci pentru mine este foarte important să înțelegi că doar prin muncă, băieții ăștia care au venit acolo, Dumnezeu le-a schimbat viața. Prin muncă. Muncind, au început să vadă valoarea, ei s-au transformat și au început să fie respectați în comunitate. Ușa s-a deschis atât de mare încât cei din comunitate, copiii, fetiții și părinților, și-au trimis copiii să fie cu noi, care înainte ne evitau să fie cu noi. Și atunci inima noastră este pentru copiii din comunitate, adolescenți, tineri, dar și pentru familie. Să arătăm dragostea lui Dumnezeu, dar nu doar de pe cuvinte. Să-i primim, să putem să îi punem la o masă, să putem să dăruim, să-i încurajăm să rămână în școală, să-i ajutăm să-și depășească nivelul, să-i ajutăm să meargă cu Dumnezeu și să creadă că Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare prin fiecare dintre ei. Adică ne-a lăsat Dumnezeu. Fiți sare și dați gust acolo. Fiți lumină și luminați acolo. Și asta facem. Asta facem și vrem să o facem cu mare bucurie. Cu mare bucurie. Și mi-aduc aminte de momentele din copilărie. Mergeam împreună cu tine, cu Timotei, luam chitara, cântam acolo. Și să vezi o bucurie mare că cuvântul care a fost sădit acolo, în fundația noastră, niște copii care literalmente citeau cuvântul și biletul era, fiecare avea câte un bilet. Vrei să vii la următoarea întâlnire, vrei să vii la un meci de fotbal, vrei să vii la un meci de ping-pong, trebuie să înveți biletul. Și biletul care era? Un verset. Și n-am suit mărturia asta cum familia a vărvării, s-a dus copiii acasă și a zis, mama, învață-ne versetul ăsta că dacă nu, nu-i primește domnul tinel. Și mama lor, citind versetul respectiv, da, începe să lucreze Duhul Sfânt la inima ei, ea înțelege, ea se întoarce la Domnul. Ei, ca să scurtez povestea datorită timpului, copiii respectiv în care a fost plantată sămânța veștii bune a Evangheliei, acum sunt creștini, practicanți, acum cred în Domnul Iisus Hristos. Acum sunt lideri în lucrarea cu copiii. Acum sunt căsătoriți, acum e mare, mare bucurie. Și aș putea să spun în felul următor, trebuie să trag anumite concluzii. Am pornit așa firul narrativ, am plecat de la o viață de fotbal. Dă-mi voie să spun că ai vorbit de fotbal. Spune. Fundația Nădejdea Copiilor din România din 2000 are în fiecare, cu excepția pandemiei, un an sau două, în fiecare an campionate de fotbal, campionate de volei, campionate de ping-pong pentru comunitate. Și asta este visul nostru, să atingem comunitatea și în același timp să putem face un spațiu în care nu numai cei din sat și din oraș, să poată să vină din toate părțile ca să poată să bucure acolo, să aibă un loc special în care spună, băi, Dumnezeu ne-a binecuvântat, să fim o binecuvântare pentru toți cei din jur. Ce am vrut să ilustrez? Am vrut să ilustrez faptul că ai plecat de la fotbal și fotbalul te-ar fi binecuvântat pe tine financiar, deci cum ai să aveai ghiuluri de aur, aveai sănătate, aveai totul asigurat, un viitor asigurat. Și Dumnezeu te-a făcut să renunți la fotbal. O nebunie în ochii lumii, nu? Ce om care e picai mare renunță la fotbal. Și Dumnezeu te-a chemat să fii în perspectiva umană un neca nimeni, în sensul că ești într-un sat, ești la coada vacii. Mi se pare așa de tare lucrul ăsta, pentru că știu ce bogăție este acolo. Acolo v-am crescut pe voi, așa am vrut să vă creștem ca și copii, ca să iubiți oamenii și să înțelegeți ce înseamnă să o iei de jos. Și mă bucur foarte mult. Și acolo ce s-a întâmplat? Acolo ai ajuns într-un loc, deci am să vreau să arătăm în episodul ăsta și câteva fotografii. Am atâta de reală imaginea asta. Când am ajuns acolo prima dată ca și copil, era un loc, fusese o groapă de șobolani, ponosit, vai de capul și de zilele, nu era niciun copac. Peste ani de zile, mâna Domnului care o binecuvântat, este un loc acum plin de verdeață. Oamenii s-au întors la Dumnezeu și prin orfani, orfanii ăștia fac parte din familia noastră. Orfanii ăștia sunt prietenii noștri. Când te duci acolo,
sat, te bucuri cu copiii. Care sunt câteva lecții pe care tu le-ai învățat în toată experiența asta? Deci, dincolo de groapa de care o spui tu, să știi că au fost lucruri foarte bune și lucruri frumoase acolo. Și mulțumesc Dumnezeu pentru cei care au fost înaintea mea și au investit și au pus inima și viața și au făcut sacrificii. Și asta e foarte important să menționez lucrul ăsta. Chemarea, țara sau locul ăla, vreau să spun, Andrei, că este o chemare împărătească. În Proverbii 31:8-9 spune așa, așa de frumos și îmi place atât de mult ca să putem să deschid, să poți să citești tu, te rog frumos. Proverbii cât? 31. Proverbii 31:8-9. Este o chemare, este o chemare fantastică. Este o chemare fantastică a unui, ascultă-mă puțin, a unui împărat. Mama unui, o mamă evlavioasă, câte un împărat, câte un împărat îi spune: uite niște sfaturi de suflet. Și eu am luat chemarea asta ca o lucrare împărătească. Și dacă mă întreabă cineva ce fac azi, fac o slujbă împărătească. Te rog frumos, citește slujba împărătească. Proverbii 31:8-9. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate și apără pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Asta e slujba împărătească. Să poți să-l ajuți pe cel care este în nevoie, că-i copil, că-i orfan, că-i sărac, să-l ajuți și să-i dai speranța, asta e slujba împărătească. Asta a făcut Hristos din locul ceresc, a venit la noi ca să facă o slujbă și să spună: înțelegeți ce am făcut eu? Eu am spălat picioarele. Iubiți-mă, eu sunt Domnul, eu sunt Învățătorul, faceți și voi la fel. Așa vrem să ducem lumina mai departe. Foarte frumos. Și acum aș spune, pentru cei care nu cunosc contextul unui ONG, este foarte, foarte greu. Pentru cei care nu cunosc contextul păstorii biserici, este foarte greu. Lupte și vremuri frumoase, dar și vremuri grele. Și să-și spun o ultimă întrebare, tata, care e foarte importantă, pentru o persoană care e creștină de data asta. Mai este nevoie de o altă experiență în viața de credință? Mai este nevoie de, nu știu, o nouă umplere? Cum ai defini-o tu? Mai ai nevoie de altceva din partea lui Dumnezeu în momentul în care ești creștin? Sau de la început, când l-ai primit pe Hristos, ai totul și nu mai este loc de creștere, nu mai este loc de umplere, nimica? Andrei, nu știu dacă îți răspund la întrebarea asta direct, dar vreau să spun indirect. Nu mai răspunde. Îți răspund. Trebuia să facem acum un gard cu băieții, am hotărât să facem un gard și palieri. Și am invitat câțiva frați din comunitate să ne ajute. Și au zis: da, da, putem să venim doar sâmbătă dimineață până la ora 1. Eu ce m-am gândit cu băieții? Ca să câștigăm timpul, hai să facem găurile înainte. Și ne-am apucat cu hârlețul, am ascuțit, am pus apă în groapă, am făcut găurile, că atunci când vin bărbații să ne ajute, să punem doar șpalierii, îl întindem și am terminat lucrarea. La un moment dat, în timp ce făceam găurile, se apropie un bărbat din noi, care îmi pune următoarea întrebare. Am un picamăr. Aveți nevoie de un picamăr? Și am zis: picamăr? Și el îmi spune foarte, cu bun simț, respectos: înseamnă că nu ați dat de piatră. Domnule, de-am făcut construcții, știu Domnule, ce înseamnă. Domnule, inginer, constructor, wow. Experiență. Și am plecat. Și a plecat. Andrei, au fost momente când am dat de piatră. Au fost momente când nu omez nici hârlețul ascuțit, nici nimic, nici apa. Am dat de piatră și am zis: Doamne, de ce n-am luat eu pe camerul ăla care mi s-a oferit? Ei, ce să spun acum? În lucrarea lui Dumnezeu ai nevoie să știi, sunt momente când ai nevoie de picamăr, nu-ți mai merge nici cuvintele tale, nici Evanghelia spusă frumos, nici nu te ajută cuvintele, nu te ajută nimic. Experiența ta de viață. Ai nevoie să spui: Doamne, intervino Tu într-un mod supranatural. Intervino Tu din interiorul meu, intervino Tu din afară, vino Tu. Cum să n-ai nevoie de experiență de genul ăsta? Să-i cer. Pentru că asta este un semn de smerenie. Ori de câte ori mă opresc să mă rog și mă plec de genunchi, ori de câte ori spun: Doamne, vino și intervină. Asta este un semn de smerenie pe care te sfătuiesc să faci Tu, să te oprești, să spui: Doamne, am nevoie să mă golesc de mine însumi, de ce știu eu, de ce pot eu, de ce am eu și am nevoie ca Tu din nou să noiești și mintea și inima și suflet și dăm putere. Asta e foarte important. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, de puterea Lui, de înțelepciunea Lui, de călăuzirea Lui. Tocmai asta ne-a zis Hristos: mă voi duc la cer și voi trimite Duhul Sfânt.
Și avem nevoie. Uite, să spunem acum că este un tânăr creștin care te ascultă și se uite la un moment dat că vine să dea cu toate de pământ, nu mai are aceeași pasiune pentru cuvânt, de rugăciune nu mai spun, de post nu mai spun. Tu ce ai recomandat lui să facă? Referitor la relația cu Duhul Sfânt, ce să caute mai mult? Ce să caute? Să caute cămăruța, Andrei. Dacă sunt atâția și atâția dintre frații mei, prietenii mei, care nu mai au chef de viață și sunt supărați pe viață, este că au pierdut un lucru esențial. Au pierdut cămăruța. Întrebarea pe care mi-am pus-o și am redescoperit-o este: unde îl găsești pe Dumnezeu pe lumea aceasta? Și răspunsul ne spune Mântuitorul nostru: în ascuns. Matei 6 spune: în ascuns fă milostenie, în ascuns roagă-te, în ascuns postește-te. Postul e pentru bunici. În ascuns, pentru că acolo în ascuns e Dumnezeu, acolo Dumnezeu este, așteaptă în ascuns, acolo Dumnezeu vede în ascuns și acolo răsplătește în ascuns. Întoarce-te, dragul meu prieten, frate, întoarce-te în ascuns și încarcă-ți bateriile și spune-i: Doamne, vino peste mine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și vreau să plec de aici cu picamărul. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânilor, a duhurilor rău care sunt în locuri cerești. Deci noi avem de luptat cu cel rău. Dar slăvit să fie Domnul, că Iisus, Domnul este biruitorul și noi suntem biruitori și avem nevoie. Dar avem nevoie de a ne smeri și avem nevoie să fim umpluți de prezența lui Dumnezeu, de Duhul Său cel Sfânt. Foarte fain. De ce Iisus? De ce Iisus? Cine altcineva, Andrei? Cine altcineva? Cea mai importantă persoană, cea mai mare putere, cea mai mare plan, cea mai importantă prezență cu noi, Iisus Hristos. Pentru că sunt sigur, n-a dezamăgit pe nimeni înainte, nici acum și nici pe viitor. El este nădejdea noastră, e singura nădejde în care te sfătuiesc ca băiat al meu, ca frate al meu, să-ți pui nădejdea doar în oameni. E foarte important lucrul ăsta. Psalmul 118 spune: mai bine este să cauți ajutor în Domnul decât să te încrezi în oameni. Mai bine să cauți ajutor în Domnul decât să te încrezi în cei mari. Iisus, numele. Dar când ai spus numele, nu este doar Iisus. Când ai spus Iisus, dintr-o dată îți deschide o ușă să-L cunoști pe Tatăl lui Iisus, pe Dumnezeu Tatăl. Și în același timp, când ai spus Iisus, dintr-o dată poți să-L cunoști pe Duhul Sfânt. Deci Iisus este poarta spre Dumnezeu, spre familia lui Dumnezeu. De asta Iisus. De asta Iisus. Ce fain. Tata, acum pentru că am ajuns la final și ne uităm la viața ta, că tu, despre tine vorbeam, regreți când ai mers pe cariera fotbalului mai departe? Andrei, n-am niciun regret că l-am ales pe Hristos. N-am niciun regret. Și dacă ar fi să o iau din nou, aș spune: Doamne, în îndurare și suveranitatea ta, de ce nu te-ai descoperit mai devreme? Dar Dumnezeu a vrut să descoperi. Numai că eram blind. Nu vedeam, nu știam. Da? Eram pentru mine, eram centrat pe mine. Eu. Nu. Dacă vreau să fiu fericit și sfătuiesc pe oricare care vrea să fie fericit, centrarea nu este în noi. Dumnezeu ne dă daruri bune de săvârșit de sus ca să vină în noi și noi să avem înțelepciunea să facem ce a făcut El, să dăm mai departe. Eu eram centrat pe mine. Tot ce vine, credeam că mi se cuvine, credeam că eu sunt și asta eram, efectiv, eram ca o gaură moartă. Da, ca o gaură neagră, da? Eram ca ceva care... Dar Dumnezeu mi-a arătat că ăsta e secretul vieții. Știi care e secretul vieții? Mori ca să învii. Mori ca să învii. Mori ca să învii. Primește cu bucurie ce trimite Dumnezeu și dă mai departe. Arată-ți iubirea față de Dumnezeu. Arată-ți iubirea față de semen. Lumina ta să lumineze și să ai gust de sare. Asta îți doresc din toată inima. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul ăsta. Mă întrebau, de exemplu, prietenii mei la un moment dat, mai mergeam afară la un fotbal pentru o relație. Păi, sincer, tu nu regreți că tatăl tău nu a devenit fotbalist mai cunoscut, mai faimos? Și am zis: băi, dacă tata ar fi fost fotbalist mai faimos, eu astăzi nu mă mai nășteam. Pentru că tu în perioada în care... Cu siguranță, siguranță nu erai. Și dacă îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, îi sunt foarte recunoscător pentru că, da, n-ai ajuns să fii Ronaldo,
N-ai ajuns să fii Messi cunoscut. Andrei, eu fac parte din echipa cerului, nu știu cum să spun eu. Acolo vor fi foarte mulți sportivi și acolo o să vedem cu adevărat ce înseamnă glorie, ce înseamnă să-L purtăm pe Hristos, să ne recunoască Hristos pe noi. Aia e glorie, aia e faimă. Tot ce avem aici este ca un abur pentru o vreme, este o faimă, este ceva foarte trecător. Eu vorbesc despre să fii cu adevărat faimos, să te cunoască cerul, să te cunoască Hristos, despre asta e vorba. Și eu n-am pierdut nimica, am câștigat. Și în fiecare zi suntem pe o scenă în care Dumnezeu ne vede, este una ce văd, Doamne, este cel mai important cum te vede Dumnezeu. Și acum ne apropiem de final și aș vrea să spun, tata, te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc, Andrei. Și vreau să-ți mulțumesc. Și pe Timo și pe Elena. Vreau să mulțumesc, tata, foarte mult că datorită ție și mamei, eu am ales să cred în Dumnezeu. Este o convingere pe care nimeni și nimica nu poate să-mi ia. Spun și eu cum spune Apostolul Pavel în Romani. Nimeni și nimic nu mă poate despărți de dragostea lui Hristos. Tată, o să aștept un viitor și la un alt episod să dezbatem, să povestim altă temă. Sunt onorat să fiu la Credo TV. Domnul să binecuvânteze pe toți cei care slujesc aici, care îl iubesc pe Domnul și care vor să aducă credință, nădejde și dragoste tuturor celor din jur. Mulțumesc mult, tata. Dragi telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultat, pentru că ați privit și ați văzut povestea tatălui meu. Eu, așa îmi place să o descriu, o poveste de film. Da, un fost fotbalist care Dumnezeu a ales să-i direcționeze viața în altă parte. Dar dacă tatăl meu ar lăsa astăzi un mesaj, sunt 100% convins că ar fi următorul mesaj. Dumnezeu există și de asta trăiește viața pe pământ crezând în El pentru că te așteaptă veșnicia. Toți cei care cred în Domnul Iisus Hristos vor fi în rai. Toți cei care nu cred în Domnul Iisus Hristos vor fi despărțiți de El în iad. Dar cât timp vă bate inima, pentru că tatăl meu odată i-a bătut inima și Dumnezeu a oprit-o, după care iarăși a bătut din nou. Cât timp îți bate inima, Dumnezeu vrea să te împaci cu El. Vă aștept data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast. Dumnezeu să vă binecuvinteze.